ce plictisitor e jobul ăsta câteodată. Ah, vine cineva. Ia să vedem, știi regulile? Nu ai voie cu produse de machiaj. Poftim? Eu? Ah, nu, n-am produse de machiaj la mine. Păi, nu pot să te cred pe cuvânt. Rucsacul meu? Ah, sigur, îl poți verifica. Ia să vedem. Stai puțin, cine te crezi? Dă-le încoace pe toate, imediat. Ah, sigur, te referi la ăsta? E jurnalul meu. Și ăsta-i telefonul. Și asta? Asta e o trusă de farduri pe care încercai să o furișezi. Ok, îmi pare rău, o să le iau de aici. La naiba, nu vine să cred că m-a prins. Stai puțin, jurnalul, asta e soluția. O să încep prin a tăia o secțiune din mijlocul paginilor. Perfect, fix așa, un dreptunghi încăpător. Acum trebuie să scot toate paginile. Apoi am nevoie de niște material frumos. Materialul ăsta strălucitor e fix ce trebuie. Acum pot să-mi pun produsele de machiaj în jurnal. Gata, acum o să-l închid. Acum că am intrat, pot să-mi scot produsele de machiaj ascunse. O să mă aranjez puțin și apoi o să continui dansul. Ce se întâmplă în fața cozii? Oh, nu! Are un semn! Un semn care interzice produsele de machiaj! Dar am produse de machiaj la mine? Sclipiciul ăsta! Trebuie să rezolv cumva situația! Stai! Pot să-l ascund în rochie! Ah, corect! E o rochie! Nu avea cum să funcționeze! Am nevoie de altă soluție! Bună! Am un bilet! Văd, dar ascuns cumva și produse de machiaj? Ia să vedem. Ok, nu văd nimic. Poți intra, e totul în regulă. Ce tare e muzica din clubul ăsta! Mă vede cineva? Nu? E timpul să-mi aranjez machiajul. O să-mi scot un pantof. Apoi o să scot capacul de pe toc. Voila! Și acum vine sclipiciul. O să pun puțin pe ambii obraji. Excelent! Ador look-ul ăsta! Sclipiciul auriu e cel mai tare! Sclipici pentru toată lumea! Hai să facem agrafa asta de păr un pic mai interesantă! O să folosesc creionul ăsta 3D ca să creez o spirală pe agrafă. Apoi o să-i dau și înălțime. Arată grozav! Cred că ajunge! Acum o să-mi aprind în păr. Ce zici, Wendy? Îmi place la nebunie! Arată fabulos! Ești gata? Stai! Pot să-l apăs eu? Te rog! Te rog frumos! Haide! Ok, dă-i bătaie! O fac! Trebuia să se întâmple ceva acum? Da, ce ciudat! O să încerc chiar! Haide, măi! Poate-i stricat! Oare ar trebui să plecăm acasă? Oh, căști! Mersi! Ador melodia asta! Mergi, buton idiot! Inutil! Stai! De unde ai făcut rost de alea? Hei! Jasmine! Iuhu! Cât de nepoliticos! Poate asta o să meargă! Jasmine! La 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 la! Serios? Știu! Asta sigur o să meargă! O să fie zgomotoasă! Huh? Ce ciudat! Ce e în neregulă cu chestia asta? Vai! La 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 la! Ce s-a întâmplat? Nu mai folosesc niciodată chestia asta? Mi-a venit o altă idee! Du, 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 du. Doar îi împrumut, sincer! Hei, am nevoie de ajutorul tău! Las o baltă! Deci, stați să vedeți. Dăm banii. Sper să fie toți. Fără resentimente? Oh, da! Woohoo! Jasmine, haide măi! Ce o să fac? Știu! Ba, 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 ba. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. O să încep prin a desena un cerc. Dar o să las o mică gaură în formă de cheie. Acum o să-l umplu. Trebuie să nu depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata,
cred că e ok. Acum trebuie să desenez niște linii verticale. Nu pot să las spații goale. Să știi că e chiar relaxant. Simt cum dispare orice urmă de stres. Ok, acum trec la partea următoare. O să desenez linii în forma asta. Se creează un cadru și trebuie să fac la fel și pe partea cealaltă. Apoi o să-l umplu. Pot să las chestia asta deoparte deocamdată? Trec la următorul pas. O să desenez multe linii una lângă alta. Vreau să creez o bandă lungă din plastic. Încă puțin. E perfectă! O să o îndoi cât e moale. Apoi o să atașez cercurile, căștile mele în cap în spațiile goale. Acum am propriile mele căști. Oh, ce melodie bună! Jasmine! Uite! Huh? Wow, ce cool sunt, Wendy! Știu, sunt exclusiviste! Hai să dansăm! Stai așa! Nu! Hai să ne luptăm cu degetele mari! Te avertizez, sunt expertă! Oh, ești pricepută! Ce situație tensionată! Renunță! Wendy, nu-i atentă? Ai trișat! Wow! Ia uite! Ce se întâmplă? Unde suntem? Care-i faza? Nu te uita la mine! Iu, e atât de cald! Știu, stai așa! Ce e ăla? E un scorpion? Ugh, scârbos! Jasmine? Ce faci? Unde a dispărut? Sunt atât de confuză! Te simți bine? Vreau apa! Mă rog! E atât de cald! Poate merge să-mi colectez transpirația? Serios? Ei, e tot apă! Unde-mi sunt manierele? Crezi și tu? Mersi! Mi-e atât de sete! Ce-i aia? Ce ciudat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Credeam că se întâmplă doar în filme! Wow! E mult mai bine! Ia uite ce pepene suculent! E fix ce-mi trebuie! Miroase atât de bine! Oh, serios? Ce dezamăgitor! Poate asta o să te ajute! Ce ne facem? Stai! Am o idee! O să încep prin a desena o lună. Apoi o să umplu cu linii verticale. O să las spații între linii. Acum o să adaug o culoare deschisă sub formă de lună. O să o iau în jos. Ok, ajunge! Hai să punem niște roșu acum. O să urmez același model. Dar o să-l fac mai îngust când o iau în jos. O să semene cu o felie de pepene roșu. Vezi? Acum fac și niște detalii. Asta e partea simplă. O să fac niște buline negre. Fac asta pe toată zona roșie. Ok, trebuie să dau o gaură în vârful triunghiului. O să fac mai multe felii de pepene și o să le pun una peste cealaltă. Apoi o să bag o bucată mică de plastic prin găuri și o să o leg. O să obțin un evantai. E perfect pentru căldura asta. Wow, o să ne răcorească. Ah, simte briza asta rece. Vai, Jasmine! Îmi pare atât de rău! Te-am păcălit! Am găsit chestia asta după o stâncă! De ce mi-ai face asta? Nu-i amuzant! Măcar am un evantai! Ești gata? Haide! Ah, cât pe ce? Da, am câștigat! Eu o să apăs butonul! Oh, ce ținută drăguță! Și ce flori superbe! Miros uimitor! E grozav! Bună, Wendy! Vai! Uită-te la inelul ăla! Jasmine, nu te-am văzut! Ce faci? Oh, ce romantic! Glumești? Până aici! E al meu! Nu, e al meu! Dă-mi-l! Niciodată! Știți ceva? S-o lăsăm baltă! Termină! L-ai stricat! Unde-i diamantul? De
ce ai face așa ceva? Nu plânge! Trebuia să fie cea mai fericită zi din viața mea! Nu mai plânge, te rog! Știam eu! Oprește-te, te rog! Eu nu am niciodată lucruri frumoase, e atât de nedrept! O să-mi fac propria bijuterie! Ha? Stai așa! Poate merge să-l repar! O să încep prin a pune niște lipici pe inel. Îl las să se întărească nițel și apoi îl înmoi în sclipici. O să fie strălucitor! Wow! Wendy, ăsta e pentru tine! Un inel? Pentru mine? Normal! M-ai făcut atât de fericită! E frumos! Poți să iei tu chestia asta? Wow, mersi! Ce zici? Îmi place mult! Ce frumos din partea ta! Arătăm grozav! Bravo! Hei! Semnează-mi și mie felicitarea de ziua îndrăgostiților! Fetelor, fetelor, calmați-vă! Sunt în spatele tuturor fetelor! Alex, Alex, aici, sunt în spate! Oh, n-are rost! Stai puțin! Știu ce pot face! O să-mi desenez pe piele un mesaj pe care nu-l poate ignora! Asta e partea cea mai dificilă! Trebuie să scriu fix pe zona de sub bărbie! Și apoi ultima literă o fac direct pe gât! Alex! Alex, e rândul meu! Fii atent la mine! O să rup asta! Așa! Acum semnează inimioara mea! Ajunge! Stai așa! Ia uite! Bună, Alex! Am un mesaj pentru tine! Îl vezi? Wow! Ce idee creativă! Incredibil! Incredibil! Nu mai avem nicio șansă! Mai bine plec! Nu-mi vine să cred că ți-ai scris singură asta pe gât! Vai de mine! Vine Emily! Sunt fanul tău numărul 1! Îmi place atât de mult cum te îmbraci, ești cea mai tare din toată școala! Da, am un talent natural la capitolul ăsta! Hei, salutare! Despre ce vorbiți? Pleacă de aici! Au fugit toate de mine! Ce-i drept, nu arăt deloc ca ea! Poate pot face ceva apropo de asta? A, ce zi îngrozitoare! A fost oribil! Și da, are dinți albi și strălucitori! Vreau și eu dinți ca ea! Stai puțin! Poate există o soluție pentru problemele mele dentare! Ia să vedem ce am aici, în cutia mea cu gadgeturi dentare! Oh, bun! Cred că aș putea folosi ceva de aici! Oh, uite ața asta dentară cu scobitoare! O să încep cu asta! Simt cum elimină o parte din mizerie! Ce grețos! Ok, ia să vedem ce mai pot folosi! Oh, așa mai vii de acasă! Ia să deschid cutia asta! Ok, am o folie întreagă de tablete! O să scot una și o să o mestec! E timpul pentru dinți mai curați! Sper! O să mestec tableta cu dinții! Cred că au devenit extrem de mov! Bun, acum că am dinții mov, trebuie să folosesc periuța! Tabletele astea o să-mi și albească dinții! O să testez periuța asta de dinți specială! Și acum gadgetul ăsta electric care face toată treaba în locul tău! Trebuie doar să am răbdare să-mi albească dinții! Gata, cred că a trecut suficient timp! Super! Acum am dinții mult mai albi! Se vede că strălucesc! Pot rezolva și asta! Bine că am mereu la îndemână o coală cu pietricele adezive! O să folosesc o pensetă ca să le dezlipesc! Acum cine o să aibă cei mai strălucitori dinți? Eu! Super! Acum am cei mai frumoși dinți din toată școala! E timpul să-i arăt tuturor! Trebuie să-mi fac curaj! Voila! Ce părere aveți de noii mei dinți? Wow! Cum de ai dinții atât de albi și strălucitori? Hei, am ajuns! Ce n-ai... Ellie, ai clar cel mai frumos zâmbet din toată școala! Vai de mine! Nu le pot lăsa să mă vadă așa! Ce bine arăt azi! Ce bine să nu am deloc coșuri! O să-mi conturez puțin sprâncenele! Ăla e un fir crescut aiurea cumva? Nu cred! Nu se poate așa ceva! O să-l smulg imediat! Fire idioate! Nu mai vreau păr pe față! Am exagerat cu smulțul! Ce naiba se aude? Țipă cineva? Ia să văd ce se întâmplă, pare a fi o urgență! Vai de mine, Emily! Ce e? Ce ai pățit? Ellie!
Nu mai ai o sprânceană. Ok, nu-i bai, respira adânc de câteva ori. Ai destule produse de machiaj aici ca să o reparăm. Uite, folosește creionul ăsta de sprâncene, sigur o să te ajute. Așa crezi? Nu mai am deloc fire de păr în sprânceană. Trebuie doar să desenezi una nouă. Ok, păi, poate o să încep de aici, de sus. Așa, te descurci de minune. Continuă. Oh, nu, Ellie, uite, s-a transformat într-o omidă. Oh, ai fost atât de aproape și totuși atât de departe. Ce mă fac acum? Nu plânge, n-am terminat încă. Unde e instrumentul ăla? Te-ai așezat pe el. În regulă, ăsta o să-ți rezolve sigur problema. Nu cred! E un instrument care te ajută să-ți desenezi sprâncenele corect? Ăsta e primul pas. Ok, ai șablonul și creionul pentru sprâncene. Wow, ai început foarte bine! Ok, cum ți se pare? Arată chiar bine, nu-i așa? Uite, ca să-ți mulțumesc pentru ajutor, o să-ți desenezi și ție sprâncenele. Dar, Emily, eu am deja sprâncene. Știu, dar ai încredere în mine. O să arate super! Voilà! Te-am transformat într-o tigroaică! Vai de mine! Chiar că arată super! Ce drăguță ești și pufoasă! Hei, o să-mi desenez una pe umăr! Da, super idee! Oh, wow! Îți vine să crezi? Deja e timpul să ne facem poze pentru albumul școlii! Abia aștept! Îmi place atât de mult să mi se facă poze! Hei, Emily, tu de ce nu te bucuri? Nu-mi place deloc cum arăt în acest moment! Și dacă îți dai jos ochelarii? Păi, atunci o să mă uit chiorâș și o să arăt îngrozitor în poză. Toată lumea o să arate extraordinar, în timp ce eu o să arăt oribil. Vezi, toată lumea e fericită, cu excepția mea. Da, e o problemă. Îmi pare rău că ești supărată din cauza asta. Hei, stai așa. Cred că am ceva care te poate ajuta. Uite, stai să-ți arăt. Am un stilou 3D în rucsac. Stai. Nu vreau să-mi strici ochelarii. Ai încredere în mine. Te-am sfătuit vreodată greșit? Așa, ți-am făcut o poză fără ochelari. Acum că am printat-o, putem desena pe ea cu ajutorul stiloului 3D. Vezi? Îți desenez o pereche genială de gene false. Să nu uite celălalt ochi. Îi fac și lui gene false. Poza m-a ajutat mult să le fac să aibă mărimea potrivită. Wow, te pricep la desenat cu stiloul 3D? Gata, l-am terminat. Acum o să le iau de pe poză. Vezi? Acum ți le pot pune la ochi. Gata! Wow! Ce mult îmi plac! Ce mari și roz sunt! Acum îmi plac foarte mult ochii mei. Vor ieși în evidență chiar și când port ochelari. Ai dreptate! Gata, hai să mergem la poze. Bună! Fotografiază-mă din unghiul care mă avantajează, dacă poți. Sigur că da, în regulă. Următoarea, vă rog. Gata! Și eu o să-mi dau jos ochelarii. Vai de mine, ce gene roz superbe! O să iasă o poză extraordinară! Mulțumesc! Sunt de acord! Hei, se pare că azi a apărut albumul foto al școlii. Da, arăt super! Ce bine! Acum mă pot relaxa. Ecuația asta fizică e destul de dificil de înțeles. Vai de mine! Sunt în întârziere! Unde-mi sunt toate lucrurile? Gata, putem pleca. Sunt gata într-un final. Ce? Nu cred! Nu vreau să ies în oraș. Învăț la fizică. Serios? Glumești? Hai odată! N-ai văzut fluturașul? Uite-l aici! Și scrie că diseară avem petrecere! Nu! De ce? Serios? Uite cu ce sunt îmbrăcată! Nu pot merge la petrecere așa! Știi ce? Hai cu mine! Am o soluție! Împrumută ceva din garderoba mea! Orice vrei! Orice vreau? Serios? Sunt atât de multe variante! O să probez asta! Așa! Sigur o să arăt super! Super zici! Pentru că ținuta asta numai super nu e! Probează asta mai bine! Nici asta nu cred că e mai reușită, sincer. Mi se vede lenjeria intimă. Mai bine mă îmbrac în clovn. Da, ai dreptate. Nu stă bine cu asta. Ce zici de rochia asta roșie? Cu pene? Serios? Bine, o să o probez. Ok, cred că asta e ce trebuie. Arăt extraordinar. Wow! În plus, mă simt minunat în ea. Cu pene cu tot. Să știi că arăt super în rochia asta. Din cap până în picioare. În regulă, sunt gata de petrece. Nu, mi s-a agățat rochia de papuci. M-am împiedicat. Cad. Emily, ești bine? Hai să te ajut să te ridici. Încep să cred că rochia asta nu e ce trebuie totuși. Probează astea. Oh, poate ai dreptate. Ok, o să le probez. Wow, ce mult îmi plac.
Clar n-o să mă împiedic în fusta asta. Da, cred că ți-am găsit în mod oficial ținuta perfectă pentru petrecere. Ah, la naiba, îmi alunecă de pe umăr. Oh, dacă a alunecat acum, sigur o să alunece și mai târziu. Ah, s-a întâmplat din nou. Acum sunt super stresată din cauza asta. Trebuie să existe o soluție la această problemă. Am nevoie de o soluție rapidă. Știu ce pot face. Evident, am nevoie de niște scoci. Uite, vezi? E dublu adeziv, deci o să-ți pun o bucățică pe umăr. Și acum o să apăs materialul de pe umăr peste scoci, ca să nu mai alunece. Să nu uite partea cealaltă. Scociul o să țină fusta pe loc, împiedicând-o să se ridice. Wow, ce soluție genială! Și chiar funcționează! Wow, Ellie, ce petrecere extraordinară! Eram sigură că o să-ți placă. Distracție plăcută! Scuze, împrumut eu ăștia. Hai să dansăm! Yuhu! Hai, Emily! Arată-le tuturor ce mișcări de dans știi. Și nu mă stresez deloc apropo de haine în timp ce dansez. Wow, Emily! Nu știam cât de bine știi să dansezi. Mă bucur mult că te-ai hotărât să vii cu mine la petrecerea asta. Și eu! Mă distrez de minune! Ai terciul tău! Aia e mâncarea mea? Clar o să dau o recenzie negativă pentru asta. Oftim! Așa mai merge. Mi-e atât de foame. Stai puțin. Am o idee mai bună. O să iau un pic de dulceață și o să o folosesc pentru un strop de culoare. Mult mai bine. Dar lipsește ceva. Știu! O să folosesc lingura ca să iau niște pilitură de pe gratii. Toată lumea are nevoie de un pic de strălucire în viață. Și planta asta o să fie utilă. Să nu-i desprâncenele mele. Ador culoarea acestor cărămizi. O să fie un far de ochi grozav. Așa, acum mă simt bine în pielea mea. Bun, nu e nimeni pe aici. Poartă-te normal. Nimeni nu bănuiește nimic. Spăl podelele, nimic neobișnuit. Iu, ce muncă grea! E ceva în neregulă? E machiajul meu? Cred că trebuie să vezi singură. Poftim? De ce un clovn în oglinda aia? Mi-e atât de rușine! E mai bine? Nu mai ești atât de înfricoșătoare, dar am ceva care te poate ajuta. Ce? Ia uite! Servește-te! Wow! Ales un fardur? Mersi! Cum e? Uită-te singură! Wow! Ador tricoul ăla! Poate că închisoarea nu e așa de rea până la urmă. Pare destul de reală. Sper să meargă. O fac! Trebuie să dau dovadă de profesionalism. Bună, am venit să vizitez pe cineva. Ok, dar știi regulile? Fără produse de machiaj. Ah, știu. Ce s-a lea? Spune-mi. Sunt doar niște înghețate pe băți. Ok, par apetisante. Pot să iau una? Unde-mi sunt manierele? Mersi. E delicioasă! Le vrei și pe celelalte? Pot să-i o duc pe asta lui Annie? Da, nu mă mai enerva! Da! Bună! Ia uite ce am! O înghețată pe băț! Nu, n-o mânca! Uită-te în interiorul ei! Wow! Ojă! E mai tare decât o înghețată pe băț! Încerc și eu să te ajut! Wow! Culoarea asta e grozavă! Mi se potrivește de minune! La cumpărături și mi-am luat cele mai drăguțe farduri de ochi! Sunt atât de invidioasă! Vrei să le vezi? Uite, sunt cele mai tari! Ador culorile! Aș fi vrut să am și eu unele așa! Poți să le folosești și tu! Mersi! Bună ziua, domnule! Fetelor, ați întârziat la oră! Fără farduri? S-a întâmplat ceva, fetelor? Nu, absolut nimic! Ce ai la spate? Doar mâna! Ceva nu e în regulă! Arată-mi! Nu, n-am nimic la spate! Dă-mi ce ai! Bine, fardurile mele! Ashley, dă-le drumul! Dar sunt ale mele! Oameni buni, ce situație jenantă! Tu, intră în clasă! Scuze! Dă-le drumul, Ashley! Bun, nu-i atent!
Ce copil e! Ca să-ți păstrezi în siguranță paleta de farduri de ochi, trebuie să iei o carte. Folosește o foarfecă pentru a face o gaură în carte. Ai grijă să aibă forma paletei tale de farduri. Apoi lipește pătrățelele cu farduri de ochi pe pagină. Uite așa! Pune și niște decorațiuni pentru o notă personală și ca să camuflezi fardurile. Acum ești pregătită să mergi la ore. Stai pe loc! Îmbâte-te! N-ai farduri? Bun, poți intra! Grozav! Adică, ok... Hei! Ești ok? Sunt super! Wow! Știu, îmi mai trebuie o pensulă și acum pot să mă machiez. Cine ar fi crezut că manualele pot fi atât de utile? Arăți uimitor! Vrei să-mi citești cartea? Uitați, am terminat testul! Serios? O să fiți impresionată! Mai vedem noi! Bine, bravo! Poartă-te normal! Mulțumesc! Ce ai pe față? Poftim, nu știu la ce vă referiți! Te-ai machiat? Nu, eu o să plec! Stai, întoarce-te! Nu am farduri! Ciudat! Poți să pleci! Mă simt bine! Wow! De ce arată atât de bine? Așa arăt eu în mod natural! Dar știe adevăratul secret? E timpul să derulăm înapoi! E ocupată! Noroc că m-am gândit la asta mai devreme! Ia o gumă de șters și taie un colț cu o foarfecă! Ne trebuie doar o bucățică! Apoi pune lipici pe un bețișor de urechi și apasă guma pe bețișor! Apoi colorează guma cu tuș de ochi! Acoperă total guma! Gata! O fac! O să-mi dau cu guma pe pleoape! Acum și pe celelalte ochi! Perfect! Bine, bravo! Merit un 10 pentru asta! Ești gata? Pe locuri, fiți gata? Am ratat! Nu-mi iese nimic! Hei! Trebuie să faci curat aici! Am venit! Am dat o bomboană pe jos! Ah, am înțeles! Ah, îmi plac bomboanele cu gust de mere verzi! Plata? Ok, poftim! E un loc de muncă dificil, dar cineva trebuie să-mi facă și pe asta! Apropo de muncă, ce zici, mă ajut să evadez? O să te coste! Nu știu ce să zic! Păi, poate... Plăcerea e de partea mea! Pa! Trebuie să fug! Ce tare a fost! Acum pot să merg la shopping! Ce mop are! Știu ce pot face cu el! Iuhu! Ce s-a auzit? Uite-l! Ia să vedem! Încetişor? Wow! Să trecem la treabă! Mai întâi taie fibrele mopului, apoi ia-ți șapca preferată, întoarce-o invers și pune lipici fierbinte peste banda de jos. Lipește fibrele deasupra. Nu te opri, vrei ca fibrele să înconjoare complet șapca. Și am terminat! Cine mă mai recunoaște acum? Atenție, sunt de la pază! E timpul pentru distracție! Hei! Hă? Vino aici, dăm drumul! N-am ce căuta aici! Te ajut imediat! Cum ai ajuns în celula asta? Așa mai vii de acasă! Mulțumesc pentru ajutor! Da, așa! Pe curând! Stai! Poftim? M-am cuiat cumva în celulă? Te prind eu! Of! Vreau să evadez! Stați pe loc de ținuți! Nu plecați nicăieri! Lupul schimbă părul, dar năravul ba!
Operațiunea machiajul a început. Doarme? Oh, nu! Fără lumină, fără probleme. Fiu, oare de ce nu pun covorașe pe jos? Of, cred că mă apropii. Fiu, se trezește. Mai am mult? Da. Încet, încetişor. Am ajuns. Doarme în continuare, a? Fără produse de machiaj? Las că vedem noi. Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. Of, ce bine îți stă cu nuanța asta. Ce dulce și frumoasă e răzbunarea. Uși idiote. Așa, mi-am terminat treaba aici. Te las aici pentru mai târziu. Misiune îndeplinită. Iar e luni, știi ce zic? Luați loc, elevi! Nimeni nu mă bănuiește. Fix unde l-am lăsat. Mandy, ce bine arăți! Ha, mulțumesc! A meritat să mă furișez aici pentru Neric. Of, nu ajung să mă scarpin. E atât de frustrant. Știu. Hei, pot să mă scarpin pe spate? Ce? Bine, mă rog. Oh, da, aia e zona. Chiar acolo, așa. Continuă, e divin. Mă bucur că măcar tu te simți bine. Ah, ce plăcut pare. Hei, ai două mâini, deci. Haide, voi două sunteți atât de ciudate. Ah, e uimitor. Am nevoie de niște prietene noi. Nu pot să cred că asta e viața mea. Puțin mai jos, chiar acolo. Am o idee grozavă. Ok, vreau să văd dulciurile mai întâi. Tu! Mersi și acum întoarce-te. Merită fiecare ciocolățică. Următoarea. Ah, nimic nu se compară cu hainele noi. Mă simt nou-nouță. Dar am probleme cu ciorapii ăștia vechi. Nu! Vezi la ce mă refer? Acum ce fac? Bine că am altă pereche. Hai să mai încercăm o dată, bine? Încet, încetişor. Ah! Nu! Ce ghinion am! Perechea asta cum arată? Ding, ding, ding! Avem un câștigătoare! Ah, îmi urăsc unghiile! Mă las, făgubașă! Ciorapii ăștia pe cum arată? Serios? Ah! E clar că nici ăștia nu-s buni! Ce găuri uriașe! Îmi place! Ia să văd! Ce pot fura rapid? Ce mai e pe aici? Flori proaspăt tăiate? Sunt perfecte pentru iubita mea! Ce față superbă are! Le fur! Are o casă de oameni bogați? Ups! E cineva acasă! De ce plângi? Mi se tot rup ciorapii din cauza unghiilor astea idiote! De ce râzi? Eu am o pereche fără găuri. Vezi? Îi poți folosi. Dar ce fac cu unghiile? Poartă mănuși. Prinde. Evident, mănuși, mersi. Hei, nu se agață. Îi trag foarte ușor pe mine. Îi pot trage și în sus foarte ușor, vezi? Mersi. Ce bine mi-arată picioarele. Hoțul ăsta știe meserie. Știi ce? Florile astea sunt aproape la fel de drăguțe ca tine. Ah, mulțumesc! Stai puțin. Ups, trebuie să fug. Vino înapoi! Ia să vedem. Oh, wow, ce ținută drăguță!
Îmi place mult de tot. Oh, nu, e mult prea scumpă. Ia să mai verific o dată. Da, am buzunarele goale. Poate celălalt. La naiba, am doar un dolar. Ok, trebuie să-mi o creez singură. No, no, în niciun caz. Asta clar nu. Ah, perfect, de asta aveam nevoie. Ah, serios, de unde a apărut gaura asta? Nu vine să cred. Stai, știu ce pot face. În regulă, am pantalonii găuriți și foarfecele. Trebuie să-i tai. O să încep de aici. Trebuie să am grijă să tai în linie dreaptă. Bun, apoi o să întorc foarfeca și o să merg în direcția asta. Uite și gaura. O să tai bucata din jurul ei. Gata, am transformat o pereche de pantaloni găuriți într-o bluză super simpatică. Sunt genială. Știi ce? Trebuie neapărat să-mi fac un selfie. În regulă, mi-am pregătit muzica și acum am nevoie de vopsea. Să trecem la vopsit. Așa, ce wow. Mult îmi place culoarea asta. Arată chiar bine. O să dau și aici. Ah, de ce nu e nimeni aici? Acum trebuie să-i dau un mesaj. Te aștept aici. Ce enervant. Ce-i asta? Oh, nu! Nu se poate! E proaspăt vopsită! Nu! Nu-mi vine să cred! Acum am mâna plină de vopsea! Stai așa! Oh, nu! Pantalonii mei! M-am așezat pe vopsea proaspătă! E oribil! De ce am pățit asta? Ce mă fac acum? Poate merge ștearsă! O să încerc să mă șterg pe mână mai întâi! Ah, nu funcționează! Poate pantalonii se curăță? Ah, nu pot scăpa de ea! E cel mai îngrozitor lucru pe care l-am pățit vreodată! Da, iese chiar bine! Îmi place! Fata aia plânge cumva? Ah, îmi pare rău pentru ea! Plânge, nu glumă! Oh, hei! Cred că am o soluție! Vorbești cumva cu mine? Ești singura persoană de pe stradă! Vino încoace! Ah, ce-i drept? N-am nimic de pierdut! Vai, vai, vai! Nu mai plânge! Poftim, ia asta! Vai de mine! Scuze, căutam Batista, de fapt! Nu, lasă-mă în pace! Nu m-a ajuns deloc! Stai, stai, stai! What? Promit că te pot ajuta! Stai pe loc! Lasă-mă să te dau cu vopsea pe pantaloni! Gata, învârte-te, te rog! Mersi, iese super! Trebuie să colorez și picioarele! O să dau cu galben pe exterior! Oh, arată extraordinar! Fac și partea cealaltă! Da, și mai multă vopsea! Mai multă vopsea peste tot! Wow, ce tare arată! Nu-mi vine să cred! Cu mare plăcere! Sunt foarte mulțumit de rezultat! Wow. Stai așa, trebuie să te plătesc pentru ce ai făcut! Wow, mulțumesc foarte mult! Pa! Nu-mi vine să cred cât de mulți bani mi-a dat! Hei, scuze că am întârziat, dar am ajuns! Am o veste proastă pentru tine. Da, trebuie să facem ceva mai întâi. Vino cu mine. Ah, hei, te-ai întors. Uite, am un semn nou. Modele unice, 10 dolari. Am primit deja nota pentru testul meu? Oh, nu! Wow, ce naiba! Exact. Sunt aici, dragă. Sunt cel mai tare și o știi. Haide, măi! Nu reușesc să-mi periez părul! Opa! Roata aia se învârte! Se pare că s-a oprit la o mireasă! Oh, ce drăguț! În plus, sigur o să câștig runda asta! Mă rog! Da, deja arăt uimitor! Cea mai frumoasă mireasă! Bun, trebuie să încep! Am niște luce de buze! Are și puțin sclipici în el! O să încep să mi-l aplic pe buze! Vai de mine, se dă cu luce de buze? Ce amatoare! Eu o să folosesc nuanța asta intensă de roșu! Uf, voalul îmi stă în cale! Așa, mult mai bine! Bun, suficient luce de buze! Ce face ea acolo? Aoleu, are ruși pe dinți! Nu e un look bun! Eh, problema ei! E timpul să-mi scot paleta! Ador culorile astea! Încerc să obțin un look mai natural de mireasă! Nu pot să cred că are atâtea culori acolo! Eh, în fine, am și eu o paletă. Nu sunt atât de multe culori, dar nu am nevoie de ele. Ok, e timpul pentru un burete. O să-l folosesc pe ăsta ca să aplic fartul. Albastrul e mereu o culoare bună. Ah, normal, ochelarii mei. Ce naiba? De unde vine toată pudra aia albastră? Haide, albastrule, treci pe fața mea! Of, acum am și eu albastru pe mine. Stai, de fapt mi-a venit o idee bună. Exact, am nevoie de și mai mult albastru.
O să încep să-mi pictez tenul cu acest blur. Vreau să mi-l aplic pe toată fața. Ah, deja începe să se usuce. Grozav! Și acum îmi pictez gâtul. Și nu doar gâtul, trebuie să mă dau și pe umeri. Bun, sunt albastră toată. Urmează și mai multe culori. O să folosesc nuanța asta mai mov în colțurile ochilor. Nu doar în exterior, ci și în interior. Apoi o să-mi fac două linii în vârful nasului. Grozav! E timpul să trec la negru. Chiar pe lângă mov. Am nevoie de un vârf mai subțire totuși. O să desenez niște gene mai lungi pe pielea mea. Dar trebuie să mai adaug iar niște negru pe nas. Și apoi și nară. Așa, arată bine. E timpul să trec la altă pensulă și la alt produs de machiaj. Tot negru totuși. O să-l tapotez pe obraz și apoi și pe frunte. Ok, pun puțin și de-a lungul gurii și maxilarului. Revin la creionul meu cu vârf ascuțit ca să mai fac niște linii. Trebuie să le desenez peste tot unde am tapotat culoarea neagră. Așa, acum să fac buzele. Trebuie să folosesc creionul ăsta. Trebuie să-mi curăț conturul buzelor din cauza albastrului. Nu vreau să fac buzele integral cu creionul ăsta totuși. E suficient doar conturul. Bun, e timpul pentru ruj. Ok, cred că ajunge. Știi ce-mi trebuie acum? Gene false. Machiajul e gata, așa că e timpul să mă coafez. Super! O mireasă gotică, frumoasă și înfricoșătoare. Am un trandafir negru, poftim. Ha? Ce? Oh, doamne! Nu prea vreau să mă uit, dar trebuie să mă uit. Ah! E un schelet fricoșător aici! Ajutor! Oh, doamne, e atât de credulă. Bun, trebuie să o calmez. Hei, nu mai țipa, e doar machiaj. Vai de mine, ești atât de rea! M-ai speriat! Nu pot să cred că așa ți-ai făcut machiajul de mireasă. Ce ciudată! Bun, ochelarii mei sunt curați acum. Hei! Nu, eu vreau să-mi învârt. Hei, nu, am zis eu. Ia mâna, eu am învârtit-o prima, așa că ghinion. Ia mâna de pe ea, e rândul meu să rotesc. Hei, stai puțin, se pare că e deja oprită pe ceva. Ah, știu ce ar trebui să fac. Am toate cariocile astea colorate. Ok, o să trec la treabă. Huh? Stai, asta nu merge. Stai să încerc culoarea asta atunci. Haide, of! Auzi, nu-ți face griji, încă mai am multe culori de testat. Sincer, cred că e o cauză pierdută. Eu am propriile mele culori, evident. E timpul să le scot. De ce nu merge niciuna dintre culorile astea pe tenul meu? Și țac! Ha? Ce-i aia? Mi-ai ștampilat o inimioară pe obraz? Wow, dă-mi chestia aia! Dă-i drumul! Wow, ador inimioarele astea! O să mi le fac peste tot! Știam că o să ia razna cu chestia asta. E așa previzibilă. Dar eu sunt gata să-mi fac propriul machiaj acum. O să încep cu rozul ăsta super frumos și o să mi-l aplic sub sprâncene. Vreau să arate bine și uniform. Arată ok. Acum îmi trebuie culoarea asta mai închisă. E mai degrabă magenta. Asta e o pudră totuși, nu e un lichid. O să-i stompez sub rozul pal care s-a uscat deja. Așa, cred că ajunge. Și acum arma mea secretă, sticluța asta cu spray. Trebuie să pulverizez pensula până când devine umedă. Acum o să aplic asta sub machiaj. O să formez o linie precisă. Și apoi pot să mai aplic un pic din rozul inițial. O să mi-l aplic pe toată pleapa și apoi... iar până la capăt. Apoi o să folosesc creionul ăsta ca să desenez o linie în sus chiar din colț. Și o să continui cu nuanța asta și în zona de sub pleoape. În continuare trec de la roz la fondul de ten. E timpul să-l aplic pe nas și pe obraz și apoi să-l uniformizez. Acum o să scot rujul ăsta. O să folosesc pensula totuși pentru că nu o să ajungă pe buze. Se pune pe nas și apoi pe obraj. Revin la fondul de ten pentru o altă linie pe obraj. O aduc până la bărbie și apoi estompez iar totul. Ok, mi-am desenat o linie și pe frunte, iar ruj. De data asta o să-l aplic pe buze totuși și apoi o să le ating una de cealaltă. Bun, machiajul arată bine! Dar cred că am nevoie de niște decorațiuni. Ta-da! Machiajul meu e gata și arată uimitor! Adăugarea perlelor pe margine a fost clar decizia potrivită. Ah, văd că încă folosește markerul ca să-și ștampileze fața. Hei! Wow! Oh, doamne, arăți uimitor! Cum ai făcut asta? Îmi place la nebunie! Ok, o să rotesc eu de data asta. Oare la ce o să se oprească? Oh, nu se poate! Halloween! Sigur o să fie o rundă distractivă? Sunt entuziasmată! Tu ce zici? E cam diferită de chestiile tale frumușele obișnuite. Ah, eh, nu trebuie să-ți faci griji pentru mine. Ha, crezi că mă simt amenințată de trusa ta de machiaj? Nu, n-am nevoie de toate alea. Am propriile mele chestii, cum ar fi rujul meu norocos. Chiar crede că rujul ăla o să fie suficient? Da, deja iese grozav! O să fie un club minunat! Exact! Ce zici de asta?
E ok, dar calmează-te. Trebuie să mă apuc de treabă. Mă rog, nici eu n-am terminat. Acum sunt un clown vampir. Grrr! Doamne, termină, încerc să mă concentrez. Ce are? Trebuie să fie de Halloween. Ok, mi-am pregătit lucrurile și sunt gata să încep. Cred că încep cu nuanța asta, dar mai întâi îmi voi schimba ținuta. Și decorul? Gata, e totul ok. Acum încep să desenez. Culoarea asta roșie e pentru o linie pe gâtul meu. Vreau să duc linia în jos pe aici, în forma asta. Așa, e gata. Trec la următorii pași. Am nevoie de niște șervețele și de niște lipici pentru machiaj. O să-l lipesc de-a lungul marginii inferioare a liniei mele. Am nevoie de mai multe șervețele ca să le aplic pe toată marginea. Așa, acum trebuie să se usuce nițel. Am nevoie de niște fond de ten acum. Trebuie să colorez toate șervețelele ca să semene cu tenul meu. O să dureze ceva timp ca să acopăr totul. Ok, ajunge. E acoperit bine. Acum am nevoie de niște roșu. Ăsta e ok. Bun, e timpul să umplu forma făcută cu nuanța asta. Trebuie să o tot aplic până e acoperită. Încă puțin și gata. Urmează negrul. O să fie super distractiv. E pentru partea de deasupra zonei roșii. Vreau să fie pe gât până sub bărbie. Culoarea asta e atât de închisă. O ador! Ok, o să mai am nevoie de niște negru totuși. Sau nu e negru? Ta-da! Nu e negru! De fapt e un roșu foarte închis. Roșu sângeriu. Vreau să-l scurg de-a lungul șervețelelor colorate. Și apoi o să tapotez nițel cu un burete și pe zona roșie. Gata! Mi-am terminat machiajul de Halloween! Ce zici? E suficient de înfricoșător? Așa cred! Hei! Mi-am terminat look-ul! Ce părere ai? Ah! Oh, Doamne! Ce naiba? Machiajul ăla e prea înspăimântător! M-ai speriat de groază! Pe care dintre aceste lucruri ai vrea să le încerci? Spune-ne în comentarii! Și nu uita să le arăți clipul ăsta prietenelor tale și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave! Ce e locul ăsta? Cred că o să-l apăs pe cel care arată ca un tocilar. Nu s-a întâmplat nimic. E stricat? Ce ciudat! Ce se întâmplă? Wow! Arăt bine! Locul ăsta mi se potrivește! Vai! A fost doar un vis. Sunt tot o tocilară. Wow, toată lumea din revista asta e atât de chic. Sunt atât de norocoși. Aș fi vrut și eu să fiu pas cu moda. Ce interesant. Nu se poate. Dragă, trebuie să-ți rezolvi sprânceana aia. Ia-ți-o pensetă și pensează-te. Tocmai am fost insultată de o revistă? Adică nu arată așa de rău, nu? Probabil că ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Dar ce? Nu am o pensetă. Peinarul meu! Poate să găsesc aici ceva ce aș putea folosi. Lipici? Nu. O periuță de sprâncene. Nu merge. Există o singură soluție. Trebuie să merg la cumpărături. Wow, ce de produse! Sigur au pensete aici. Unde sunt? Wow, ce de variante! Potrivită. Sigur o să-și facă treaba. În curând o să am două sprâncene. Ce zi! O să iau pe asta, vă rog. Sigur o să... Aoleu! Ajung? Nu, costă 50 de dolari. Pentru o pensetă? Nu-mi permit așa ceva. Hei, cred că pot să te ajut eu. Poți să folosești niște monede ca să-ți pensezi sprâncenele? Ai încredere în mine. Ok, dar o să mă doară? Există o singură metodă prin care putem afla. Apropie monedele și ele o să apuce firicelele de păr. O să le smulgă imediat. Mă bucur că avem un aspirator în magazin. Cred că am terminat. Uite-te în oglindă. Wow! E uimitor! Mulțumesc!
Nici o problemă. Aproape am terminat. Gata. Mama zice că trebuie să am grijă de părul meu. Ce coș imens! Nu, nu pot să-l storc. Poate dacă-l storc rapid. Dar a fost atât de incitant. Trebuie să șterg mizeria asta. E cremoasă. E mult mai bine. E timpul să mă culc. E așa confortabil. Ce somn grozav. Văd totul în ceață. Unde-mi sunt ochelarii? E mult mai bine. Nu, nu e! Sunt plină de coșuri! Ce e cu gălăgia asta, scumpo? Adică, bună, scumpo! Arăt groaznic! Ok, putem rezolva problema asta. Ai nevoie de un pic de machiaj. Stai liniștită! În mod normal se acoperă cu un pic de corector. Crezi că o să meargă? Nu! Nici gând! Să mai căutăm. Cred că astea o să meargă. Ce sunt alea? Sunt plasteri pentru coșuri. Sunt foarte utili. O să pun plasturi pe coșurile tale. Noroc, avem mulți. O să avem nevoie de ei. Asta-i tot? Relaxează-te! N-am terminat încă. Ok, hai să-i scoatem. Au făcut coșurile să dispară. Adio, acne! Ia uite! Wow! Ce vrajă e asta! Uimitor! Mersi, mama! Nici o problemă, scumpo! Te iubesc! Grozavă oră de sport, elevi! Duceți-vă la dușuri și spălați-vă! Eu pot! Abia aștept să mă spăl! Grăbește-te! Le-am luat! Ce bine e! Haide! Hei! Ce ciudat! Trebuie să mă îmbrac! Nu pot să merg așa toată ziua! Hainele mele! Unde sunt? Oh, nu! E nasol! Stai puțin! O iau pe aia! Și am nevoie de asta! Arăt binișor! Imaginează-ți! Concentrează-te! Trebuie să fie ceva cu ce m-aș putea îmbrăca! Covorașul ăsta de yoga ar putea fi util! Are lungimea potrivită? Ups! Sper că nu e nimeni pe aici! Ce rușinos! Ce e ăla? Wow! Fix ce-mi trebuie! Nu pot să las pe nimeni să mă vadă! Puțin mai departe! Wow! Ia uite ce mușchi! Poate viitorul meu iubit o să meargă la sală? Aproape am ajuns! Hei! Psst! Bine, o să-l iau! Așa, da! Dar nu am pantalon! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! E timpul pentru niște modificări! O să fac o tăietură pe mijlocul hanoracului! Trebuie să am grijă! Arată bine! Acum pot să întorc invers chestia asta și s-o port pe post de fustă! O strâng la spate și o fixez cu o curea! Ce simpatic arată! Poate că ar trebui să-mi fac o meserie din treaba asta! Acum pot să mă duc la ore! A fost o farsă epică! Nu se poate! Cum a făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? De fapt, nici nu vreau să știu. O clientă! Bună! Hei! Ce vreau? O să iau prăjitura aia, te rog. Ok. Unde să mă așez? Ador prăjiturile. E Alex! Bună! E atât de amuzant! Sper că nu m-a văzut! Poți să stau cu tine? Scuze, locul ăsta e ocupat de ghiozdanul meu, vezi? Așa e! În fine, ce răutăcios a fost! Poftim, ia încă o prăjitură! Nu știu! Vreau mai mult! Totul a început cu o prăjitură gratis! A fost cea mai bună zi din viața mea!
Nici gând! Încercam doar să te înveselesc. Wow, ador machiajul tău! Ah, mersi! Îmi arăți și mie cum se face? Ai nevoie doar de o lingură și o furculiță. Glumești, nu? Nu, să începem! Puneți lingura peste ochi, apoi aplică fardul de ochi pe deasupra lingurii. Acum umple restul cu mâna. E atât de rapid și ușor. Acum trecem la furculiță. Ține-o oblic și bagă pensula printre dinții ei. Te ajută să obții niște codițe. Acum trebuie să aplic fardul și la baza pleoapei. Ok, hai să adăugăm un pic de sclipici. Mereu arată bine. Am terminat! Stai să-mi aranjez părul! Wow, arată uimitor! Mă simt atât de frumoasă! Mersi! Nici o problemă! Du-te! Da! Bună, wow. Alex! Gabi! Nu te-am văzut mai devreme? Vrei să mergi la petrecere cu mine? Ah, pare ceva distractiv! Da, de ce nu? Am o întâlnire! Wow! Alex m-a invitat în oraș! Abia aștept! Dar nu pot să mă îmbrac așa! Cu ce o să mă îmbrac? Ah! Unde-mi sunt toate hainele? Clar trebuie să mă duc la cumpărături! Surioară! Uite, sunt un designer de modă! Hei! Aia e a mea! Termină! O să-mi distrugi hainele! Dar le făceam frumoase! Ia uite! Mie-mi place! Folosim chestia asta! O jucărie? Super! Nu e o jucărie! Uite! Vezi? E vorba despre strălucire și farmec! Am citit că asta e moda în Paris! E greu să fiu un simbol al modei! E atât de chic! Ești foarte talentată! O meriți! Oh, mersi! Cred că sunt gata de întâlnire! Urează-mi baftă! Pioșă și o lumânare! Ar trebui să o facă fericită! Nu pot să cred că fac asta! Da! Un tort aniversar! Trebuie să-mi pun o dorință! La mulți ani! Bla, bla, bla! Woohoo! Cred că intenția contează! Ok, mi-am făcut treaba! Chestiile pe care trebuie să le fac! Penibil! Nu mai e ca pe vremuri! Ok, hai să vedem ce avem aici. Pare ok deocamdată. Dar ceva nu pare în regulă. Poate dacă îi rup ambalajul. Să vedem ce avem. Ah, un ursuleț. E simpatic. Și asta mă enervează. E pentru mine? Mi-ai desfăcut cadoul? Ce rău ești. Vai, e așa moale și drăgălaș. În sfârșit am un prieten. Ce-s astea? Nu-s ale mele? Wow! Ai niște gene uimitoare! Stai! Ce zi de naștere! Ah, ce bine e! Și trec la celălalt ochi! Ce diferență! Ce plictisitor! Oh! Wow! Bine, gata cu asta, să mergem! În fine! Intră acolo! E o celulă frumoasă! Bună, colega! Dispar, Tocilaro! Ce e aia? Psst, amice, aici! Hei, care e faza? Pot să fie toate ale tale, dacă îmi dai marfa bună! Ce de dulciuri! S-a făcut! Ai luat decizia corectă! Ia-le! Ok, stai puțin! Poftim! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Am nevoie de treaba asta! Pregătiți-vă să fiți geloase! Wow, sunt perfecte! E timpul să arăt fabulos! Wow, ar trebui să încerc și eu asta! Sper să fie de ajuns! Merită să încerc! Pentru tine! Wow, ce cheltuitoare ești! O să vă ce am!
Ah, am găsit! Pare să fie un târg corect! Atât? Nu pare corect! Oh, patetic! E mai bine decât nimic! Nu pot nici să-mi bag degetul înăuntru! Mi-a venit o idee! O să folosesc farfeca asta! Ah, o să meargă! Gata! E adorabilă! Ok, ce urmează? Lipiciul ăsta ar putea fi util! Ăsta e cel mai drăguț burete din lume! O să pun buretele pe lipici! Și apoi o să-l înmoi în culoare! Trebuie să mă asigur că se impregnează bine! Și o să-l folosesc pe obrazul meu! E super! Hem, uite! Wow, arăți bine, dragă! Hai, ar trebui să fim cele mai bune prietene! Serios? Wow! Bună, Huggy Wuggy! El e domnul unicorn! Ce mizerie! La ce altceva m-aș putea uita? Hei, tu? Da, tu? Părul tău arată patetic? Arată fix așa? Ce jenant! Da, așa arată. Vrei o coafură nou-nouță? Ai nevoie de acest mini-aparat pentru aranjatul părului. Super chic, super elegant, super modern. Wow! E ca o baghetă magică, dar pentru părul tău. Funcționează pe orice tip de păr. Dacă ai păr, aparatul ăsta e soluția pentru aranjarea lui. Încearcă-l și tu. Oh, ok. Fii atentă. Ce, mami? E extraordinar. Gata cu zilele în care îmi stă prost părul. Oh, e uimitor! Și e foarte ușor de folosit! De ce nu l-am descoperit mai devreme? E ca și cum ai avea propriul hairstylist! Cumpără-l, mami! Dar n-am terminat! Adaugă un plus de strălucire părului tău! Ce diferit arată! Sunați acum! Nu ratați această ocazie! Wow, mă simt ca un model! Ce se întâmplă? Vino încoace! Nu te mișca! Ce mai faci, amice? Ascultăm ceva? Ah, e super! Dă-mi și mie! Ritmul ăsta e de bază! Colorăm nițel sesiunea asta de ascultare? Wow, mă bag! Pe locuri? Fiți gata? Ah, unde e o oglindă? Acolo! Să facem! Ha! Am înșfăcat-o! Acuși o să am buzele negre! Aproape! Da, Jake, te descurci! Oh, nu! Nu te supăra, domnule! Te-a prins! Renunță, Jake, renunță! Profată cum ai intrat! Nu v-am văzut acolo? Știi regulile? Exact! Oh, nu! Ce să fac cu asta? Cred că pot să meșteresc ceva! Ai un produs de machiaj de ascuns? Schimbă-i forma! Pune-l pe asta ca să se topească! N-ar trebui să dureze prea mult! Arată interesant, nu-i așa? După ce s-a topit complet, folosește o seringă ca să-l tragi pe tot! Intră acolo! Și după ce s-a umplut, poți să treci la chestia asta! Sperăm că nu mai e nevoie de carcasa asta, pentru că acum e un suport pentru ruj! Boom! După ce s-a întărit, ai terminat! A sosit momentul! Ok, dă-o încoace, Sunny! Ah, bine! Of, n-am apucat să-mi rujez buza de sus! Mersi, acum e rândul meu! Dar eu nu o să fiu atât de evidentă! Super isteață treaba, nu-i așa? Și reușesc să mă dau și pe buza de sus! Forma e chiar simpatică! Ce? Ești genială, Sunny! M-am plictisit îngrozitor! Ce scobitoare idiotă! Ce breton frumos am! Oare ne păzește cineva? Hei, Lily! Ce e? Vrei să evadăm? Evident, da, vreau! Brian, stai! Ce e? Periuța mea de dinți! Super! Stai! Nu pot trăi fără astea!
Aoleu, așa arăt? Nu pot evada arătând așa. Șt! Ce-a fost asta? V-am prins! Aia e cumva o cărtiță? Ai auzit vreodată de ruji? Acum chiar mă simt dezgustătoare. Nu pot pleca arătând așa bine? Am nevoie de ruji, vezi? Nu-mi vine să cred. Nu e corect, ea are ruji. Stai, mi l-a aruncat cumva? Ai încredere în ea? Pare a fi un ruj adevărat. Dar nu vreau să risc. Mai întâi, toarnă lipici fierbinte pe un fierăstrău. Apoi, lipește mai multe rujuri pe lamă. Continuă. Acum suntem gata. Toate astea sunt pentru mine? Și ce nuanțe frumoase au! Adio, buze plictisitoare! Salutare, buze roz perfecte! Ok, acum putem pleca? Da, hai să evadăm! Of, de ce întârzi atât de mult? Hei, phew, scuze de întârziere! Cu ce ești îmbrăcată? Și nu ești machiată deloc! O să mă acopăr cu gluga! Serios? Nu o să poți face asta! Hai să mergem și să ne distrăm! Bună ziua! Două bilete! Mersi! Oh, wow! Aoleu! Păi, puteți intra! Hei, ce club tare, nu-i așa? Nu mai fi tristă! Te ajut imediat! Uite ce-am făcut înainte să plecăm! Am mărunțit niște fard într-un bol. Apoi l-am stropit cu dezinfectant pentru mâini. După ce am pus suficientă soluție, le-am amestecat până am obținut un amestec omogen. Asta a fost tot. Apoi am luat o pensulă de machiaj și mi-am făcut unghiile cu amestecul obținut. Ca și cum aș fi folosit o ojă de unghii. Chiar îmi place culoarea obținută. Ok, ești gata? O să-ți frec pleoapele cu unghia. Wow, ce bine îți stă cu rozul ăsta. Hai să dansăm. O să-mi bag restul produselor de machiaj în hanorac. Bună, vreau să intru, am un bilet. Stai puțin, mâinile sus, te rog. Ah, ok. Ce de farduri! Eram sigură. Avem reguli stricte pentru produsele de machiaj. Ok, bine, am înțeles, mă întorc imediat. Au! Nu trebuie să mai agit atâta semnul ăsta. Ok, o să-mi lipesc produsele de machiaj de mână. Și apoi o să-mi învelesc în bandaje. Știi ce? O să fac treaba până la capăt. Crede că mă poate împiedica să intru cu farduri la mine? Să creadă ea! Gata! Arăt destul de bine! Bună! Uite biletul! Mersi! Poți intra! Da! Am reușit să intru! Hei! Ce naiba? Fii atentă pe unde mergi! Bun, mă vede cineva? Nu? Atunci pot să-mi aranjez machiajul. Perfect! Acum mă pot distra toată noaptea! Cât de lungă e coada asta? Oh, nu! Nu am timp să-mi termin machiajul! Bun, următoarea! E în regulă, intră! Următoarea! Oh, nu! Chiar că oh, nu! Trebuie să te învăț minte și să folosesc asta! Ups! Nu asta, am greșit! Am vrut să spun asta! Oh, ce ursuleț simpatic! Poftim? Ah, la naiba, nu mă refeream la ursulețul ăsta! Asta! Voiam să-ți arăt semnul ăsta! Nu ai voie cu produse de machiaj! Dar nu mi-am terminat de machiat celălalt ochi! Ce mă fac? Stai puțin, mă întorc imediat! Bună! Ok, acum sunt gata să intru! Mai întâi trebuie să treci de mine! Ia să te analizez atent! Vai de mine! Ce atent mă analizează! Ok, totul pare în regulă! Poți să intri! Da! Am intrat în sfârșit! Am păcălit-o! Bun, acum îmi pot da jos cercelul și îmi pot termina de machiat și celălalt ochi! Fiu!
Mult mai bine! Acum mă pot distra toată noaptea! Scuze, fetelor, dar suntem într-o zonă fără machiaj! Avem multe altele la care să ne concentrăm! Vorbește în numele tău, profa! Avem informații secrete despre cele mai bune ascunzători! Suntem și rete, nu? Ia uite ce ascunzătoare! Rămâi cu noi! O să-ți arătăm cum se face! Fetelor, e ceea ce cred eu că e? O portocală? Da! O culoare superbă, nu? Nu înțeleg ce se întâmplă! Doar mănânc un măr verde și suculent! Am voie, nu? Cred că iar am vedenii! Exact! Nu-i nimic de văzut aici! Fiți atenți, elevi! O să dați test din astea! Urăsc ora de mate! Profesoara e ocupată! Acum e șansa mea! Unde o fi? Matematica e atât de palpitantă! Oh? Haide! L-am găsit! Ashley! Uh-oh! Da? Ce faci? Eu? Nimic! Sunt cu ochii pe tine! Iu, a fost cât pe ce? Trebuie să fiu rapidă! Nu, nu e ăsta! Aha! Nimeni nu bănuiește nimic! Ashley! Mâinile pe bancă! Gata, mulțumită! Gata cu prostiile! Wow, e morocănoasă! Dar nu a zis nimic de picioarele mele! Mă bucur că fac yoga! Aproape am ajuns! E dificil! Oh, nu! Iar, Ashley! Continuați! Ok! Cât pe ce? Dar măcar mi-am luat produsul de machiaj! Stai puțin! Penarul ăsta mi-a dat o idee! S-ar putea să meargă! Scoate capacul și creioanele din penar! Pune lipici pe vârful unui creion mic și apoi pune creionul pe capac! Fă la fel cu mai multe creioane! Continuă până când capacul e plin! Apoi bagă-ți fardurile în penar! Alegeți produsele esențiale! Apoi pune la loc capacul! Propriul meu portfard pentru la școală! Și nimeni nu o să știe! Hei! Ales un fardur? Am tot ce-mi trebuie aici! Fix ce-mi trebuia pentru un retuș rapid! Super isteț, nu-i așa? Îmi place la nebunie ideea asta! Da, da, noi suntem! Ce bine arătăm! Mă bucur că am cumpărat aparatul ăsta de vânt artificial! Wow, ce bine arată! Sunt cei mai tari! Ce ai spus? Wow! Ce eleganți sunt! Salutare, tocilarilor! Stai așa, am o șuviță rebelă! Bună! Îți plac hainele mele? Ești atât de atrăgător! Asta e ultima modă la Paris! M-au rugat să le fiu model, dar sunt prea ocupată! Îmi dau seama, sigur ai o viață ocupată! Oh, mi-am adus aminte! Asta e pentru voi! Ce e? Mai contează? Hai să-l apăsăm! Wow, sunt băiat rău! Ce interesant arătăm! Mama ar fi atât de dezamăgită! Nu mai avem nevoie de astea! Hai să începem! Hei, ce se întâmplă? Cu ce suntem îmbrăcați? Uite! Hai să mergem! Ești gata? Da! Oh, ce drăguțe sunt! Fix de astea aveam nevoie! Eu vreau asta! Sunt destule pentru amândoi! Oh, ce strălucește! Să mergem! Matthew, nu e corect! Ah, n-a mai rămas nimic! Ce haine diferite! Dar sigur le putem asorta cumva! Îmi place! Cum arăt? Matthew? Cred că-mi stă bine îmbrăcat așa! Dacă spui tu... Fii atent! Trebuie să purtăm uniformă! Oh, prima provocare! O să trag cu ochiul înăuntru! Vezi ceva? Uite butonul! Testul începe acum! Trebuie să ajungem la el! Cu ce sunteți îmbrăcați? Vi se pare, visați! Au, gâtul meu! Wow! Ce naiba! Ce de culori au pe ei! Nu-mi vine să cred! Aveți grijă! Ne cam stropiți! N-am văzut atâta lipsă de respect în toată cariera mea! Cred că s-a supărat! Nu!
Da, n-a mers deloc conform planului. Ce facem acum? Stai așa. Acum a devenit personal. Oh, trebuie să mă ascund. A? Mi s-a părut că au ceva. Încetişor, fără mișcări bruște. Până acum e bine. Parkour! Ajutor! Cred că am reușit. Stai cât mai lipit de podea. Hei, ai grijă! Fă liniște. Aproape am ajuns la buton. Cu ce te pot ajuta? Ce faci aici? Uite cum arăți! Trebuie să fac ceva! Nu-i bai, știu cum să te salvez! Oh, nu! Nu vreau să văd asta! Abia aștept să explic situația domnului director! Poftim! La atac! Nu! L-am apăsat! Ce copii enervanți! Unde au dispărut? Wow! Era să ne prindă! Ce tare a fost! Hei, ce e asta? Accesul interzis pentru Matthew? Îmi fac treaba cât se poate de serios. Nu o să intre niciun Matthew aici cât timp sunt pe poziții. Dar pe mine mă cheamă Matthew. Nu e corect. Nu e bine. Mami! Ce faci? Nu bea aia. Dar arată bine. E fructat. Lasă un gust plăcut în gură. Matthew, oprește-te! Se întâmplă ceva. Te micșorezi. Wow, ce tare! Îmi place la nebunie! Ai grijă ce faci! Ce drăguț ești! Nu, nu sunt o jucărie! Nu, mă gâdili! Stai liniștit, am un plan! Mucul ăsta nu vrea să iasă deloc! Hei, pot să intru? Regula spune că Matthew nu poate intra! Vreau să văd ce ai sub șapcă! Nu e ceea ce pare! Bună, ce faci? Matthew! Dispar de aici! De ce ai făcut asta? Nu eu am făcut regulile, domnișoară? M-a durut! De ce a reacționat așa violent? Ești bine? Eram sigură că o să funcționeze. Îmi pare rău. Nu-i bai. Cred că trebuie să ne lăsăm pe gubași. Sau nu? Știu ce pot face. L-am oprit pe Matthew. Mă doare mâna. M-aș simți mai bine doar dacă aș intra în parcul de distracții. Stai puțin, încerci să mă păcălești iar? Ce ai aici? Nu o să funcționeze, nu mă mai împinge, amice. Trebuie să verific pe toată lumea cu atenție. Matthew e ingenios, dar poți intra. Mersi mult. Încă un client fericit. Matthew nu a intrat. Am intrat. Poți ieși. Bravo, Mickey. Acum pot reveni la normal. Cum ai făcut asta? Nu știu, dar e super tare. Uite ce am eu. Butonul. Hai să-l apăsăm. Iuhu! De data asta unde am ajuns? Oh, nu! Sunt la închisoare. Nu-mi stă bine deloc în haine portocalii. Nu e bine deloc. Mor de foame. Oh, hei, îmi dați și mie câteva? Nachos, super. Un nu, doar băieții buni au voie. Stai, semnul ăla spune că mâncarea e interzisă. Serios? Încalci regulile. Nu e corect. Îmi strici pauza de nachos. Am nevoie de ajutor. Hei, Matthew, mă auzi? Mama? Stai, de unde se aude? Nu cred că e de la ceas. Casa asta e bântuită cumva? Ce ar trebui să fac cu asta? Au! Ce amuzant! Matthew, eu sunt! Trebuie să mă ajuți! Sunt la închisoare! Nu țipa atât de tare! Mickey, tu ești? Cine altcineva? M-am săturat! Hei, folosește ăsta! Serios? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Ce ciudat! Hei, Mickey! Am nevoie de niște gustări, dar gardianul e cu ochii pe mine! Stai, gardianul? Ești la închisoare? Așa deci, am înțeles! Poți conta pe mine, sunt as în domeniul deghizării! Mă, gâdilă! Ce mult îmi place culoarea asta! Adică, lumea a râs de mine când am cerut produse de machiaj cadou de ziua mea! Dar cine râde la urmă, râde mai bine! Mai am nevoie de ceva! Ce drăguță mă simt! Trebuie să exersez mersul pe tocuri! Cum reușesc fetele să facă asta? Încetişor! Trebuia să fi purtat ceva fără toc! E timpul pentru spectacol! Hei, frumosule! Ești atât de frumoasă! Cred că m-am îndrăgostit! Ce drăguț ești! M-am plictisit! Vreau ceva de mâncare! De ce ia atât de mult lui Matthew să-mi aducă ceva? Vrei să ieșim la cină într-o seară? Sigur că da, mai ales dacă te îmbraci cu uniforma asta. Aș face orice pentru tine. Stai puțin, m-ai păcălit. Dar cum? M-au păcălit ochii ei de vis. Nu ești nici primul, nici ultimul. Vreau ceva dulce. Ce ciudat,
pot să te ajut cu ceva? Vezi ce am în sandale. Ce grețos. Stai așa. Au tocuri false cumva? Ce idee genială! Wow, e ceva înăuntru! Sunt bomboane! Ești cea mai tare! Noi, fetele, trebuie să ne apărăm spatele una alteia! Fix de asta aveam nevoie! Wow, arată delicios! Nu ai voie să mănânci bomboane! Te-am prins! Ah, corect, sunt prins cu cătușe de raftul ăsta! Mulțumesc foarte mult! Hai să te scot de aici! Și cu tine ce facem? N-am văzut nimic, promit! E timpul să evadăm! O să apăs pe buton! Nu plecați nicăieri! Era o fantomă! Dar nu o să uit niciodată! O să trăiască pentru totdeauna în inima mea! Păcat că nu știu să cânt la chitară! Hei, pot să te ajut cu ceva? Aloha, am venit la petrecere! Intră! O să-ți cânt rapid ceva! Nu-i nevoie! Nu e chiar așa greu! Acum unde sunt? O petrecere hawaiană? Pare o idee distractivă! Dar nu am voie să intru cu mâncare și băutură! Serios? Ce n-ai... Astea de unde au apărut? Ce meserie genială am! Cât de greu poate fi? Nu o să bănuiască nimic! O să ascund dulciurile în haine! Ce deșteaptă sunt! Nu mai am loc! Nu mai contează! Cred că sunt gata! Wow, ce talentat ești! Pot să intru! Sigur, după ce verific că nu ai mâncare la tine! Scannerul ăsta nu m-a dezamăgit niciodată! Stai, ai ceva de mâncare aici? Nu poți intra! Nu te las să intri la petrecere! Ce zi lungă! Mi se face somn! Nu-mi vine să cred că mi-a găsit dulciurile! Dar nu mă las pe gubașă! Am o idee! Și am nevoie doar de moneda asta! O să mai încerc o dată! Hei! Asta e pentru tine! Încerci să mă mituiești? E o monedă adevărată, dar nu mai contează! Deci, pot intra? Nu! Serios? Trebuie să găsesc altă soluție! Știu! Am nevoie doar de câteva accesorii! Ia să vedem! Da! Simt cum arde! Wow! Se vede că faci sport! Deci, pot intra la petrecere? Stai puțin! Ce-i asta? E o bezea moale cumva? Serios? Ăsta era planul tău? E cam greu de mestecat! Stai! Ce grețos! M-am săturat! Există o singură soluție! Nu! Oprește-te! Ce ai pățit? N-o să mă oprești niciodată! Nu funcționează! Wow, își face meseria bine, nu glumă! Stai! Serios? Hei, Sunny, ce bine arăți! Trebuie să fiu super atent! Ce situație enervantă! Dar știu ce pot face! E timpul pentru o transformare! Ce părere ai? Am făcut o fustă din dulciuri! Arată bine și e genială la gust! Îmi cer scuze pentru mai devreme. Iar facem asta? Nu am nimic de mâncare la mine, promit. Vreau să-ți spun un singur lucru. Distracție plăcută la petrecere. Vorbești serios? Hai, intră. Ce mult îmi place cântecul ăsta. Uite ce mișcare am. Hey, Matthew. Mickey, ai ajuns. Uite ce fustă am, conține dulciuri. Super idee, nu-i așa? Asta e pentru tine. Ce bună e. Mi-am adus aminte! Și ochelarii mei sunt comestibili? Ce tare! Asta da petrecere! Știu, e super! Matthew, uite, butonul! Chiar mă întrebam când o să apară! Hai să mergem! Ce bine arăți, Alex! Hei, ce s-a întâmplat cu muzica? Am adus sucul, cum am promis! Și eu am adus paharele, dar asta nu e tot! Nu! Am adus și o delicioasă cremă de ciocolată! Vai de mine! E preferata mea! Și a mea! Hai să deschidem! Ce delicios arată crema asta de ciocolată! O să o întind pe felia asta de pâine! Poftim! Asta e pentru tine! Super! Mulțumesc foarte mult! O să am nevoie de un șervețel pentru bunătatea asta! E foarte, foarte bună! Mulțumesc! Cu plăcere! Pentru asta sunt prietenii! Acum o să-mi fac și mie o felie! Nu! M-am murdărit de cremă! Nu! Uite, ia șervețelul ăsta! Sigur te ajută! Super, mersi! Sper să funcționeze! Nu! N-am făcut decât să o întind și mai mult! La naiba! Trebuie să te pot ajuta cumva! Stai! Panglicile cu care mi-am prins părul ar putea fi soluția! Și ce ar trebui să fac cu ele mai exact? Ai încredere în mine! Ok, ține-ți maioul de bretele! Învârte-l invers!
bun. Acum o să folosesc panglica. O să o bat printre bretele așa. Ok, ești gata? O să-ți o bași pe cap. Bun. Ok, dar n-am terminat încă. O să folosesc chiar panglica. O să o trag prin interiorul maioului. O să fac la fel și în partea cealaltă. Ah, m-am prins! Acum mă descurc singură. O să o leg la spate. Hei, domnișoarelor, am venit la picnic. Ți-am salvat la fix ținuta. Oh, wow! Ce interesant ești îmbrăcat azi. Ah, mersi! Poftă bună! Avem o tonă de gustări. Nu, trezește-te! Revino-ți! Mai am încă 3 ore la care trebuie să merg. Am nevoie de un pic de cofeină. Noroc! Așa mai vii de acasă? Pe cine păcălesc? Mai trebuie 10 de astea? Hei, e Jake! Ce priveliște pentru ochii ăștia umflați și obosiți! Uite ce fețișoară are! Oare să mă observe? Se așează aici? Ochii tăi par obosiți! Oh, nu! Cercănele alea sunt oribile! Trebuie să am ceva care să mă ajute! Da? Of! Poate paleta mea cu farduri de ochi? Niște rămășițe! Ce avem noi aici? O aloe vera? Să înceapă distracția! Mulțumesc! Planta mea! Eu... Privește și învață! Ai un tub gol de ruj? Umple-l cu niște sevă de aloe! Ce lipicioasă e! Acum pune-i la loc capacul și agite-l bine! Acum e gel de aloe! Nu-i așa că e super? O să mă salvezi, micuțule! Aloe grozavă pentru ochii obosiți! Atât de calmantă! Și asta e tot ce trebuie să faci! Mult mai bine! Bună, Jake! Ha? Oh, wow! Îți place ce vezi, nu? Clar! Vrei să ne uităm la un clip împreună? Bun! E totul pregătit pentru examen? Stai acolo! Perfect! Ce mai faci, Sunny? Avem un test azi, nu? Bleah! Ce bine că am venit pregătit! Bună! Mă rog, doar de asta aveam nevoie! Ok, cred că a venit momentul să mănânc gustarea! Să-l decojim! Ce e cu măzgălitul ăla? Ah! Creionul meu! De ce mi se întâmplă mereu asta? Pot să iau chestia aia? Hei! Pun pariu că o să meargă! Cine are nevoie de o ascuțitoare când ai o șmecherie de asta? Merge, vezi? Super! Zici că-i nou-nouț! Poftim! Of! Jake! Câteva umbre plus aici! Ce naiba? Hei, e pentru tine! Vai de mine, eu sunt! E ca și cum aș uita în oglindă! Cu plăcere! Ah, mersi! Deci, îți plac desenele mele, a? Hei! Hei, Julie, ce faci? Ce cald e! Ce grețos! Deci, noutăți? Da, nu prea fac nimic nou. Da, știu ce zici. Oh, psst! Hei, Naomi! Psst! Naomi! Clar a fost episodul meu preferat! De ce nu mă aude? Aveau niște ținute așa simpatice! M-am săturat! Hei! Alo! E clar preferata mea momentan! Ok, asta nu e bună de nimic! Nu mă băgați în seama, pardon! Îți vine să crezi așa ceva? Alo? Ce-a fost asta? Ce mai faci? Poftim? Am greșit! Rezolv imediat! Îmi pare rău că am pus astea aici. Nu știu ce a fost în capul meu.
Gata, am dat asta la o parte. Mersi! Să trăiască politețea! Te rog, nu te vărsa, te rog, nu te vărsa! Vai de mine, Naomi! Șapca ta e foarte la mod acum. Da, e. Wow, oare se mai oprește din vorbit? Mi-e prea foame ca să aștept. Au, frige! Ce n-ai? Ups, ce grețos! Îmi pare rău! Hey! Hai să-ți arăt cum se procedează corect. Ok. Stai așa. Acum așteaptă 30 de secunde. 30 de secunde? Dar mi-e foarte foame! A trecut timpul? Încă puțin! Poți mânca! Super! Are temperatura perfectă! Așa faci mult mai puțină mizerie! Mult mai bine! Am scăpat de supa de pe mine! Scuze! Nu-i bai! Stai liniștită! De data asta o să aștept să se răcească! Ce spuneai? Ceva despre șapca mea? Ce bine! Acum pot mânca liniștită! Jocul ăsta e atât de tare! Grozav! Cine e la ușă? Încetişor! Oh, nu! Partenerul meu! Hei, e cineva acolo? Poate că nu m-a văzut! Trebuie să mă machiez! Rapid! Nu te panica! Ce să port? O să încep cu fondul ăsta de ten! Ajunge doar un pic! De ce nu merge? E atât de enervant! Așa e mult mai bine! Și acum mascara! Încetişor! Nu am timp pentru asta! Noroc că o plac! Durează o veșnicie! Știu, știu! Așteaptă! Haide! Unde mi-e rujul? Nuanța asta e atât de drăguță! De-aș putea să mă dau? Cred că e defect! Știu! O să-mi folosesc unghiile! Am mers! Acum am niște buze apetisante! Sunt gata! Bună, frumosule! Scuze, m-am făcut și mai drăguță! Ies cu un clovn! Sunt atât de încântat! Flori, vai, nu trebuia! Sper să nu ne vadă nimeni! Sushi! Mâncarea mea preferată! Ți-ai luat bețișoarele? E atât de gustos! Trebuie să mănânc mai multe! Sunt uimitoare! Hei, lasă-mi și mie câteva! Wow, ce repede mănâncă! Ia-o mai ușor! Ar trebui să le împărțim! Nu poate fi așa greu să folosești bețișoarele! Poate dacă... Nu! Oare cu... Oh, încă mănâncă! Nu o să mai rămână nimic! Ar trebui să facem asta mai des! Haideți, bețișoarelor, ajutați-mă! Las o baltă! O să fiu rebelă! În sfârșit! Încetişor, aproape, e atât de aproape! Oh, e vina voastră! Ah, stai! Știu! Acum sunteți ale mele! Pot să înțep sușiurile? Hei, uite, gustări care se iau cu mâna! Ăsta da sushi bun! Hei, nu a mai rămas sushi? E cam scârbos! Nu-mi pasă, mi-e foame! Mama a zis că pot să mănânc câte vreau! Wow! Salutare! Vai, e de vis! Sunt aici! Dă-te din calea mea! Serios? Tipul ăla? M-am uitat la clipuri online de flirtat! Opa! A deschis cineva un geam? Nu, prostuțule, eu sunt! Nu-ți mai flutura genele! Vorbesc serios! Lizzie, poate că ar trebui să o lași mai moale! Zici că e un uragan! Cred că funcționează! Cum ai făcut aia? A fost nebunie curată! Am șters-o de aici! Unde pleacă? E ok! Dar... Nu te merită!
Stai liniștită, sunt alături de tine. Nu pot să cred că am făcut asta. Sunt atât de rușinată. A fost șmecheră treaba. Ca și cum ai avea superputeri. Ești fata vânt. Ai ceva pe dinți. Cred că e de la prânz. E mai bine? Te-ai străduit, dar nu. Știu ce e de făcut. Trebuie să facem niște cumpărături online. Wow, ce rapid a fost. Oh, e palpitant. Nu pot să cred că mi-ai luat o gogoașă. O să testez, chiar acum. Ah, mă gândilă. Îmi cam place. Cum arată dinții mei? Wow, ăsta da zâmbet de Hollywood. Ah, uite-l pe Jeff. Încearcă să nu mă mai sufli. Ah, câtă răutate. Uită-l. Ce fac greșit? Lizzie, stai! Ascultă-mă, ești perfectă exact așa cum ești. Ba nu sunt, uită-te la mine. Sunt plină de coșuri. Arăt oribil. Nu o să am niciodată un iubit. Urăsc să o văd așa. E atât de enervant. Gata, e timpul să-mi stăr coșurile. Nu te pot lăsa să faci asta. Liam? Scuze, mi-a venit o idee. Ce mai e acum? Chestia asta o să te ajute cu nevoile tale de a stoarce ceva. Poți să storci coșurile astea. Oh, pare distractiv. O să încerc să-l stăr pe ăsta. Iu, ce scârbos. Dar dă dependență. Oh, ăla era unul mare. Nu mă pot opri. Și am ceva pentru tine. Stai să scot ochelarii. Acum o să deslipesc un plasture pentru coșuri. Ajută la acoperirea coșului și îl vindecă mai rapid. Și sunt transparenți plasturii ăștia. Adică poți să-i ascunzi prin machiaj. Acum așteptăm. N-ar trebui să dureze mult. Coșurile au dispărut. Ca prin magie. Ah, nu mai avem nevoie de ăștia. Uite. Wow, eu sunt aia? Tenul meu radiază. Mersi, Liam. Trebuie să mă machiez. Lizzie? N-ai văzut asta, nu? Sper că nu. Trebuie să mă machiez. Vreau să arăt bine. Ți se face foame când ești consultant în domeniul înfrumusețării. Totuși, n-aș mai putea să iau nici măcar o gură. Ești gata? Poți să decizi tu asta. Ce? Ce ai făcut? A fost înfricoșător. Chiar e atât de rău? Mie-mi place. Imaginea asta o să-mi bântuie visele mult timp. Stai, cred că pot să folosesc asta. Glumești, nu? O furculiță murdară? Folosește-o ca să te machiezi. Ok. Se simte ciudat. O să-mi aplic fondul de ten între dinții ei. O să obțin o linie subțire. Apoi o să folosesc o nuanță mai deschisă de fond de ten. Nu pare să fie mare lucru deocamdată. Acum trebuie să le uniformizez. O să încep cu lateralele nasului meu. Arată natural. Pot să folosesc o lingură pentru fardul meu de ochi. O să țin ușurel pe ochi și o să-mi aplic fardul. O să apăs nițel ca să creez o linie mai închisă la culoare. Wow, ce diferență! Sunt impresionată! Cum arăt? Wow, ești frumoasă! Asta e reacția pe care mi-o doream. Îmi place la nebunie. Liam, ești ok? Te cam holbezi la mine. Da, o să le iau eu pe alea. Cred că m-am comportat normal. Ai zis ceva? Trebuie să-mi fac un selfie. Arată penal. O să încerc o poziție diferită. Ia să vedem. Buzele mele au fost mereu atât de subțiri. Mi-ar fi plăcut să fie mai pline. Adică pot fi, dacă editez nițel poza. Cred că ajunge. Ia să vedem. Aoleu, nu o să-mi aducă multe like-uri. Trebuie să găsesc o altă metodă. Dar care e aia? Aș putea folosi aspiratorul. Nu are ce să iasă prost. E planul perfect. Ce bine era dacă mă gândeam la asta de mai devreme. O să-mi pun furtunul peste buze și o să-l pornesc. Wow, ce aspirare puternică! S-a blocat! Ajutor! Să mă salveze cineva! Scoate-mi-l! Aș putea privi asta toată ziua. Liam, fă ceva! Sunt liberă! Bietele mele buze, mă dor! A fost mai tare ca orice serial de comedie. Ok, poate că am cum să te ajut. Ridică-te!
Ce-a fost în mintea ta? Lasă aspiratorul în pace. Încearcă ăsta. Și am și eu o scuză să-mi flutur părul. Ar trebui să fiu într-o reclamă la șampon. Da, flutură-ți părul ăla. Ce era în mintea mea? Elasticul meu de păr e soluția pentru problemele tale cu buzele. Nu te mișca! Au! Liam? Ce se întâmplă? Ai terminat? E ceva nou! Ești sigur că o să meargă? Cred că a trecut destul timp. Arată bine! Acum am nevoie de niște luci de buze. Wow! Sunt tot ce am visat! Și tot ce am visat eu! Uite că am zis asta! Hai să fac chiar selfie-ul ăla! Am încercat și eu cumva! Mi s-au învinețit buzele! Și pe urmă am zis, nu profa, vă înșelați, s-a enervat atât de tare. Wow. Morala poveștii, 5 zile de detenție sunt plictisitoare. Ai auzit asta? Wow, balul! Vai, cât de palpitant! Cu ce să mă îmbrac? Am atât de multe variante. Aia ar arăta bine pe bunica ta. Serios? Îmi place. Ha? Ha? Pas. Ador plovorul ăsta. Nu zice nimic, nu mai am alte haine. Lizzie, stai! Nu o să găsesc nimic de îmbrăcat, e un dezastru! Stai așa, termină! Cred că putem folosi pantalonii ăia. Cum? Uite! Încercam să găsim chestii pe care să le îmbrac eu. Așteaptă și o să vezi. Și nu cred că ți se potrivește culoarea asta. Opa! Acum e amuzant! Am făcut asta din adins. Sunt aproape gata. O să-mi trag pantalonii peste piept. Și apoi ce? O să-mi bag mâna prin celălalt crac. O roche nou-nouță. Nu se poate! Ești un guru al modei! Trebuie doar să mă rat pe picioare și o să arăt trăsnet în ținuta asta. Liam? Scuze, m-a luat valul. Deci, pot să o probez eu? Serios, scoate-ți rochea! Deci, îmi bag ambele picioare pe aici și mâna prin cracul ăsta, uite așa! Wow, e superbă! Ceva nu e în regulă. A, știu, o să-mi scot mâna și o să-mi pășor cracul pantalonului în jurul taliei. Așa, da! Wow, cine s-ar fi așteptat? E atât de drăguță! Wow, sunt impresionat, Lizzie, ești superbă! Știu! Cred că ești aproape gata de bal, deși ai nevoie de niște pantofi. Nu ai cum să te duci desculță. Da, ai dreptate. Stai să mă gândesc. Ăla e sclipici? O să arate uimitor. A, îmi place cum gândești. O să-mi pun banda adezivă pe picioare. O să creez o margine. Apoi o să-mi presar sclipiciul pe picioare. Nu vreau să ratez nicio zonă. Acum pot să-l aplic mai bine cu pensula. Mă opresc la banda adezivă. După ce am terminat, scot banda adezivă. Arată mult mai bine decât niște ciorapi banali. Mă simt atât de chic! Nu aș fi reușit fără tine! Stai, mai e o ultimă chestie. Ar trebui să-ți lași părul liber. Dacă zici tu! E mai bine? Wow! Tu cu ce te îmbraci? Eu? Da, nu poți să mergi în tricou. Vai! Arăt ok? Nu sunt sigur. M-am îmbrăcat și eu cu ceva la nimereală. Arăt grozav. Mergem? Aș merge oriunde cu tine. O să fie o seară grozavă. Sper! Abia aștept să te văd dansând. Ce? Dansez foarte bine. Mă întorc imediat. Lizzie? Wow! Arăți super grozav tipul ăsta. Îmi place noua variantă a ta. Putem să mai stăm de vorbă. Poate să dansăm? Cine știe? Vă las. Nu pleci nicăieri. Nu fără mine. Serios? Adică... Liam e partenerul meu. O să dansăm și o să petrecem timp împreună. Wow, adică da, eu sunt partenerul lui Lizzie. Scuze, frate, pe curând, Jeff. Ce jenant. Îți vine să crezi că e deja vineri? Cine-o fi? E Jake! Și vrea să ieșim la o întâlnire! E croissant, Annie! Oare ce să port? Ha? Când a apărut ăla acolo? Nu-l pot lăsa pe Jake să mă vadă așa! Sper să înțeleagă! Nu anula, Annie! Ce?
Nu e nevoie! Imposibil! Hai să-ți arăt un mic truc! O să fac o magie! Pulverizează niște fixativ pe o pensulă. Înmoaie pensula în niște fond de ten. Pregătită? Să o facem! Doar presărăm puțin aici. Seamănă cu niște pistrui. Arată drăguț și foarte natural, așa? Și nici nu se mai observă coșul. Nu pot să cred! Nici nu se mai vede! Mersi! Cu plăcere! Cum pariu că e Jake? Nu mai vreau să anulez! Mesaje impulsive, idioate! Mă rog, sunt superbă! Wow! Pur și simplu wow! Și fii atentă cum arată aici! Bună! Vreți să fim prietene? Vorbește cumva cu noi? Hai să plecăm! Putem intra aici! Hai, rapid! Ce nepoliticoase sunt! Șt! Încercam să fiu prietenoasă! Oare ce fac acolo? A trecut ceva timp de când au intrat? Poate pot auzi ce fac! Ce mult îmi place partea asta! Ține de bine! S-a tras cumva apa cu ele cu tot? Mandy? Mickey? Unde au dispărut? Ce-i asta? N-am mai văzut-o până acum! Poate dacă apăs aici? Nu ești suficient de drăguță! Nu e corect! Stai puțin! Wow! Am o idee! E timpul pentru o transformare! O să încep prin a-mi da jos ochelarii și a-mi curăța fața! Wow! Ce șervețele de machiante eficiente! Acum o să-mi conturez frâncenele! Așa vor părea mai dese în mod natural! Arată bine! Acum am nevoie de niște far. O să folosesc o culoare subtilă. Genele false o să-mi scoată ochii în evidență. Încă puțin fard. Am nevoie de puțin anticearcăn pe obraz și nas. O să-l omogenizez cu burețelul ăsta. Și la final puțin fard de obraz. Să nu uit de buze. Din nou vreau să arăt cât mai natural. Cercei ăștia adaugă un plus de strălucire și o să-mi desfac părul. Arăt chiar bine, părerea mea. O să mai încerc o dată. Sper să funcționeze. Wow, intră, te rog. Eram sigură. Sper să nu mi se ude părul. Ce petrecere reușită. Jennifer, wow. Hai să facem o poză. Hey, Jen. Nu se poate. Cadourile astea sunt grozave. Ah, Annie! La mulți ani! Oh, toate alea sunt pentru mine! Pentru tine! Oare ce poate fi? Suspansul mă omoară! Nu se poate! E luciul de buze după care era moartă! Nuanța asta e perfectă! Mersi! Se pare că s-a terminat distracția deocamdată! Ok, elevi, să vorbim despre arta abstractă. Cred că pot încerca. Totul se rezumă la culori amuzante, nu? Mi-ar prinde bine puțin sclipici și știu exact ce să folosesc. Seamănă cu vopseaua. În timp ce examinați corpul... Annie? Scuze! Acum priviți cu atenție. Cred că am înțeles. Dar tot aș vrea niște... Pensula asta ar putea desena părul bine! După cum spuneam... Fi așa serioasă! E doar o mică statuie! Nu mai termină cu ea! Ceea ce îmi dă oportunitatea perfectă! Ha! Mi-a fost așa dor de tine! Ahem. Lasă jos luciul de buze! Unde îl pot pune? Vopselele astea arată la fel! Abia vezi diferența? Interesant! Poate aș putea... Ce? Pune la aici! Desigur! Vrei să-ți ascunzi luciul de buze
Ia un balon dezumflat și pune luciul de pus în el. Apoi taie balonul aici. Pune lipici pe plasticul de la vedere. Apoi trage balonul peste el. Lipește-l ca lumea. Arată chiar bine! Wow! E genial! N-ai ghici că e de fapt machiaj! E timpul pentru un retuș rapid! Ia uite ce lucios! Mult mai bine! Ha? Acolo e tot machiaj? Annie! Îmi explici mie? Doar experimentam cu vopseaua, doamna! E artă! Eh, pot fi de acord cu asta! Ia, mă simt așa frumușică! Oh, ce bine am dormit! Trezirea! Trebuie să mă îmbrac! E drăguță, dar sigur găsesc ceva și mai drăguț! Așa mai vii de acasă! Trebuie să-mi aranjez și părul! Aha, nu arată bine deloc! Ah, îmi stă bine așa! Dar lipsește ceva! Știu, am nevoie de niște bijuterii! Toate fetele au nevoie de puțină strălucire! Ce frumos e! Se potrivește perfect cu ținuta mea! Îmi aduc aminte de ziua în care Alex mi l-a făcut cadou! Ce romantic a fost! E cel mai tare! Și îl prețuiesc până astăzi! Ok, cred că sunt gata! Trebuie să plec! Ăla e Alex? E cu altă fată! Oare ce îi spune? Ce film amuzant! Oh, stai, era să uit! Am ceva pentru tine! Închide ochii! Ah, îmi plac surprizele! Pentru a-ți surprinde iubita, ai nevoie de un bol cu rășină epoxidică. Pune niște sclipici. Amestecă-le până când se incorporează una într-alta. Arată bine! Apoi ia o matriță în formă de inimioară și toarnă în ea rășina epoxidică. Umple matrița complet și așteaptă să se întărească. După ce rășina s-a întărit, scoate-o din matriță. Apoi trebuie doar să o prinzi de un lănțișor. Acum nu trebuie decât să-l faci cadou unei persoane norocoase. Ok, poți să deschizi ochii. Wow! Pentru mine? Nu, nu, dă-mi voie. Dar credeam că eu sunt iubita lui. M-am săturat! Cum ai putut să faci asta? E identic cu al meu! Poți să-l păstrezi! Oh, bună! Nu cred că Cheryl are iubit! Hey, Cheryl! Oh, wow! Era frumos dacă mă avertizai! În fine! Ok, elevi! Vom da un foarte dificil test! Ați înțeles? Atât de dramatică! Pregătiți-vă creioanele! Ha? Cum să știu eu chestiile astea? Nu-i rău! Trebuie să fie o cale de rezolvare! E timpul să-mi folosesc pixul special! Ok, pixul foarte special! Ha! Pixule, examinează ecuația! Aha! Ce se întâmplă acolo? Poftim? Hei! Da! Șt! Jake! Ah, scuze! Să zici cu asta! Copii! Ha, mai multă baftă data viitoare! O să folosesc ce-am la mine! Fă-ți treaba! Din nou în acțiune, frate! Ia te uită! Ce naiba? Of! Of! Jake, dă-l încoace! Serios? Hai, frate! Nasol, a? Dar nu mai am altceva? Nu s-a terminat! Aruncă-mi popitul! Mersi! Încercarea moarte n-are! Unde e zona aia specială? Bingo! Ia să vedem! Poftim? Wow, e incredibil! Serios? Mi-a ajuns! Stați! O să scap de chestia asta! Gata, a dispărut! Of! Hei, ia uite ce copiuță are Sunny! Trebuie să pun mâna pe ea! Hei, cum fac chestia aia?
telefonul? Trucul ăsta e mai simplu decât ai crede. Vezi? Poftim! Da, mersi! Sper să nu fiu prins iar. Pot să navighez și prin husă? Chestia asta e super utilă! Nu mai vorbiți! Bun! Am păcălit-o! O să luăm 10! Oare cum mi-ar sta cu inelul ăla? Nu-i rău! Interesant! Dacă faceți mai întâi adunarea, o să... Hei! Haideți, copii, e important! Fiți atenți! Hei! De ce nu mă ascultă? Râd mereu! Uite ce zâmbete au! Rânjetele alea proste și largi! Of! Nu mai rezist mult! Ajunge! Mă bucur că v-am atras atenția acum! Dar totul are un preț! Pare dureros! N-am și eu un pic de liniște azi! Of, of, of! Ah, doare! Bietul de el! Poate am cum să-l ajut! Am văzut trucul ăsta pe TikTok cândva! Domnule, pot să vă ajut? Dați-mi mâna! Arată rău! Dar un pic de lipici o să rezolve problema! Acum trebuie să se usuce! Gata? Trebuie doar să decojim lipiciul! Vedeți? A fost remarcabil! Meriți un trofeu pentru asta! Poftim! Am câștigat! Ia uitați! Bravo, Sunny! O doză de suc! Și nimeni în jur! O să o iau eu! O să fie atât de amuzant! Încă puțin! Nu cred că e suficient! Aproape! Ce antrenament bun! Gata! Cred că ajunge! Ok! Cetișor! Nu vrem niciun accident! Și acum să mă comport normal! Sucul meu! E atât de sete! Am nevoie de ăsta! E complicat! Nu pot să-l apuc! Mai bine mă adăpostesc! O să fie grozav! Îmi vreau sucul! Deschide-te! Wow, e atât de captivant! E posibil să obții scorul cel mare până la urmă? E cam plictisitor acum! Te rog, deschide-te! Unghia mea! Asta e cea mai nasoală zi! Ha? Sunt treaz, mami? Stai! Dă-mi chestia aia! Nu e greu, uite! Vai! Poartă-te normal! Sunt fleașcă! Arăți ridicol! Ah, e atât de jenant! Astea sunt drăguțe! De ce e atât de greu? E nebunie curată! Ce mă fac acum? Am o idee! Haideți, unghiilor, nu mă dezamăgiți! Am reușit! Super! Oh, astea sunt distruse! Hai să încercăm iar! Poate că astea o să meargă! Nu iar! A treia oară e cu noroc! Nu! Oh! De data asta sunt pregătită! Nu pot să cred că s-a ajuns la asta, dar chiar merge! Serios? Ha? De unde au apărut astea? Ok, ultima mea pereche! Ok, ia-o ușor, fără mișcări bruște! Nu-ți fie teamă, concentrează-te! Hai că poți! Până acum e bine, le-am pus! Am reușit! Și arată grozav! Woohoo! În sfârșit! Oh, e deja dimineață? Părul meu e peste tot! Nu văd nimic! Trebuie să-mi pun lentilele de contact! Le-am luat! Acum trebuie să le pun! Mai întâi asta!
Wow, am apucat-o din prima! Cu grijă, nu vreau să orbesc. Ah, mă gâtilă! A intrat? Nu, e pe pat, undeva. Și nici nu pot vedea. Și mă doare ochiul. Urăsc chestia asta. Unghii idiote. Ok, unde e? Aha, am găsit-o. Nu e atât de murdară. Pe cine păcălesc? Nu pot să-mi pun chestia aia în ochi. Aia e măsuța mea de toaletă? Cred că ea sunt ochelarii mei. Mergi încetişor. O să poți să vezi în curând. Ups! I-am luat! Unde să mă așez? Banca aia arată bine. Nu, nu sta acolo! Trebuie să fiu rapidă! La o parte! Mișcă-te, tocilarule! Asta e banca mea! Eu am venit prima! Găsește un alt loc în care să stai! Vorbești serios? Ok, s-o facem! Vino aici! O să-ți o iei! Piatră, foarfecă, hârtie! Start! Ah, da! Da! Am câștigat! Scuze, fraiero! Ashley e îngrozitoare! O să plângi? Asta e banca ideală! Fix lângă dosare! Ia un dosar și decupează-i coperta de pe spate. Pune lipici pe dosar. Aplică de sus până jos. Apoi pune dosarul pe lateral și lipește pe el un dosar tăiat. Fă la fel cu mai multe dosare. Apoi lipește în capăt un alt dosar tăiat pe jumătate. A fost o idee grozavă! Stocul meu secret de farduri! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Am avut nevoie doar de un strop de creativitate. Trebuia să stau fix aici. Trebuie să arăt bine la ore. Și acum arăt. Nu se poate! Cum? Invidioasă? O, nu! Alea sunt farduri? Unde sunt ochelarii? Căutam carioca asta. Credeam că... Nu mai contează. Ador fardul ăsta de ochi! E atât de drăguț! Sunt atât de adormită! Trebuie să-mi pregătesc lucrurile! Hei! Credeam că ești o fantomă! Foarte amuzant! Ești atât de palidă! Mă rog, sunt prea obosită pentru așa ceva! Poate că ar trebui să o ajut. Trebuie să fie pe aici ceva ce ar putea folosi. Aha! Chestia asta o să-i fie utilă. Uită-te la ea. Hei, trezește-te! Ce mai e acum? Poți să iei chestia asta. Lipici? Wow, ce drăguță ești! Toarnă puțin! Ok, dar știu ce e lipiciul. Ha? Ce se întâmplă? E fond de ten? Ce fel de vrăjitorie e asta? Poftim! Folosește-o pe asta! O să te ajute să arăți mai uman! Ok, dar sunt atât de confuză! Ia o sticlă goală de lipici, curăță-o și scoate-i capacul! Ia-ți fondul de ten preferat și umple sticla de lipici cu el! După ce ai terminat, pune la loc capacul! O rezervă de fond de ten pentru urgențe! M-am prins! Mersi! Nici o problemă! E mult mai bine! Cum arăt? Grozav! Poftim! Toți ăștia sunt buni, nu-i așa? Uite, e Jake! Nu-i așa că e cel mai drăguț? Uite ce păr superb are! Ce mai faceți, fetelor? Bună, Naomi! Bună!
Hei, deci ai văzut filmul de aseară? Pun pariu că am fi un cuplu atât de drăguț! Mai vrei Skittles, iubirea mea? Poftim! Te iubesc, Jake! Hei, pot să visez, nu-i așa? În fine, ce fac ei acolo? Și eu trebuie să mă uit la așa ceva? Nu, nu, nu vă pupați! Vai de mine, o fac! Care-i problema ei? Mi-a stat un cartof în gât. Deci, unde rămăsesem? O să fiu mereu a cincea roată de la căruță! Cât de nedrept! Există ceva mai bun decât puiul prăjit? Bună, dragă! Ce mai faci? Trebuie să ajung la greutatea pe care mi-o doresc, așa că rămân la farfuria cu salată. Puiul ăla prăjit arată divin! Și are și cartofi prăjiți? Are același gust. Mi-aș dori să pot mânca și eu așa. Vai de mine, îmi curg balele acum? Vrei și tu? Trebuie să mă țin de treabă. Înțeleg. Mă bucur că nu sunt la dietă. E groaznic. Poate dacă mă uit destul la ea, salata mea o să aibă gustul ăla. A mai rămas puțin. Vin balele. Ce? Ce-i cu Naomi? Apropo de ceva deloc apetisant. Oh, nu! Nu bea chestia aia! Cred că o să vomit! Da, trebuie să fug! Ce nu știe, nu o să-i facă rău. Mi-ar umplu cineva paharul. Asta e melodia mea preferată momentan. Și-a pățit lumina? Sunt cumva în pericol? Hei, ce-i aia? Cine e acolo? Hai, ești gata de distracție? Da! Nu cred! Ador trupa Fury Guitars! Ce tare! Ce mult îmi place jocul ăsta! Yuhu! Cânt alături de chitarista mea preferată! Mai atentă la mine? Nu! O să mă duc în direcția asta atunci! Stai! Unde a dispărut? Of! A funcționat! Ce ușor a fost! Și acum să-mi scot produsele de machiaj. O să-mi împrospătez luciul de buze. Și acum să cântăm! Wow! Aia nu e o inimă adevărată, nu? Toată discuția asta despre valve mă neliniștește! Ah! Mi-am închițit cumva unghia? Putea să mă omoare! Unghiile astea sunt periculoase! Și le-am cam ros pe toate! Ia uite de la astea! Nici n-ar trebui să fiu în public! Care-i problema ta? Văd că e ceva în neregulă! Păi, mi-am ros unghiile! Aoleu! Dar nu trebuie să rămân așa! Profa nu se uită, nu? Salută-ți noua cea mai bună prietenă! Pasta corectoare? Cred că o pot încerca! E ojă? Ce șiret! E timpul pentru un retuș rapid! Deja arată mai bine! E perfect! Mersi! Ca să faci asta, toarnă pasta corectoare într-un recipient. Când sticla e complet goală, pune-i o mică pâlnie în deschizătură. Ia-ți oja preferată și toarnă acolo. Poate dura câteva minute. Scoate pâlnia și pune la loc capacul. E cel mai simplu și viclean truc! Și ia uite ce frumoase sunt! Să-mi fac și cealaltă mână!
Madison, sper că nu e ojă! Că ăsta nu e un salon de unghii, totuși! Trebuia să fi fost mai discretă, dar e doar pastă corectoare, vedeți? Cred că ai dreptate! Acum înapoi la valva aortică! Mersi încă o dată! Sper că am adus creionele bune! Îmi urăsc viața! Efectiv, o urăsc! Arăți groaznic, Madison! Ce s-a întâmplat? Uită-te singură! Vreau să vă despărțiți pentru totdeauna! Nu-i de mirare că plângi! Ar trebui să-ți verifici machiajul! S-a scurs nițel! Sunt hidoasă! Ai doar o zi mai grea! Aș vrea să te pot ajuta! Dischetele mele de machiante de acasă! Vrei una? Sunt toate ale tale, dragă! Folosește-le ca să te demachiezi! Cred că merită să încerc! Doar o pun pe ochi? Una pentru fiecare, nu? Și uite așa, nu mai arăt ca un raton! Ce de machiaj! Ia să vedem cum îmi arată ochii acum! Ce transformare, nu? Vrei să-mi afli secretul? Vezi folia asta de plastic? Tai o bucată cu foarfeca! Când e gata, desfă-o așa! Pune dischete de machiante pe ea! Apoi toarnă de machiant pe ochi pe toate dischetele! Apoi acoperă-le la loc! Ia hârtia de copt și bagă fâșia de plastic în ea! Apoi folosește o placă de păr ca să sigilezi plasticul prin hârtie! În sfârșit! Scoate hârtia și ai rămas cu astea! Dischete de machiante portabile! Ce cool! M-ai salvat! Probabil că o să mai am nevoie mai târziu! Ah, vine cineva! Pare a fi importantă! Ne dai un autograf, te rog! Locul pare sigur! Nu văd nicio amenințare! Nu cred! Ce tare e! E extraordinar! Ce se întâmplă? Am detectat o amenințare! Stai! Stai puțin! Nu e ceea ce pare! Amenințarea este neutralizată! În sfârșit! Oh, nu pot să cred că trebuie să pășesc peste persoana asta! Unde a dispărut? Vreau un autograf! Vă mulțumesc că sunteți aici! Sunteți cei mai tari! Vă trimit o sărutare fiecăruia! Poftim? Oh, nu! Mi s-a luat rujul! Nu-mi place să nu fiu dată cu ruj! Bine că am un plan secret! O să scot capacul microfonului! Am un ruj ascuns în el! Acum o să mă rujez din nou! Perfect! Cred că ajunge! Și acum să-mi continui concertul! O altă capodoperă! Chiar am talent! Ce se întâmplă acolo? Salut! Am venit să o vizitez pe Annie! Bun, n-ai niciun produs de machiaj, nu? Eu? Nu, frumusețea mea e naturală! Am doar trusa asta de pictură! Sunt fan acuarele! Nu știu! Deși desenele alea sunt cam plictisitoare! Le-ar prinde bine un strop de culoare! Îți dau voie! Du-te! Ai reușit! Ți-am zis eu! Și uite ce ți-am adus! Acuarele? Wow, mersi! Ai răbdare! Uite! Vezi ceva ce-ți place? Vai, dă-mi-le! Mersi mult! E timpul să aducem un pic de strălucire în celula asta! O să înmoi pensula în vopsea! Și apoi o să o aplic pe pleoapele mele!
Wow, a ieșit grozav! Wow, arată uimitor! Îmi faci mie? Nu știu, o să te coste? Ah, fie! Ia-i! Nu te mișca! O să arate grozav! Vom și mie acum! Stați la coadă, doamnelor! Cine-i prima? Ok, tu! Minunat! Super! Hai să încercăm ceva diferit! Iu, în sfârșit am terminat! Noroc că o să mă răcorească banii mei!